Seara bună, dragi prieteni, bine v-am găsit. Facem o ediție specială a emisiunii Verde în Față, o ediție construită cu greu, pentru că e delicată, e dificilă, nu e ușoară, pentru că e un caz care a fost un caz public, anumite ziare au scris despre cazul ăsta. E vorba de un conflict care a avut loc în televiziunea publică în urmă cu ceva vreme. Un conflict care s-a soldat cu o cercetare disciplinară, cu concedierea agresorului din cazul, în acest caz. E vorba de un conflict între doi jurnaliști până la urmă, unul specializat pe sport și o jurnalistă specializată pe cultură. Cazul, din punctul meu de vedere, s-a încheiat, dar el continuă în instanțe de judecată, cercetare penală de data asta în justiție, pentru că e vorba de o agresiune serioasă, după cum ne-am dat noi seama, după ce am văzut dovezile, faptele, etc. Nu întâmplător, agresorul a fost concediat. Este cazul Nadin Vlădescu, Marian Olaianos. Nadin Vlădescu este cea care a avut această nefericită experiență, o traumă de care nu scapi ușor. Marian Olaianos este cel care a fost concediat de televiziunea română. Mie mi s-a părut că decizia a fost corectă la TVR în privința asta, adică de multe ori în istorie TVR-ul cam punea batista pe țambal ca multe instituții publice. Deci, la română, de data asta, ca și în cazul Cristian Oprean, tot de la sport și el, care a bijnițărit bilete la campionatul mondial de fotbal, și acum TVR a procedat corect, aș pune o bilă albă, două bile albe pe TVR, pentru că i-a concediat pe amândoi, și pe Oprean, bijnițarul de bilete, și pe Marian Olaianos, bătăușul, agresorul în acest caz. Și vorbesc așa, ușor subiectiv, pentru că am făcut 10 ani de presă sportivă și apoi când am condus multe ziare, evenimentul Zi Adevărul, etc., am pus mare preț pe sport permanent. Îi consider colegi de braslă din zona sportivă. Am și colaborat cu ani în urmă cu TVR și ne-am intersectat pe stadioane, în studiouri de montaj, etc. Îi știam pe amândoi, chiar ne mai sunam și în privat. Problema este că în momentul când au călcat pe bec foarte grav, punții astea s-au tăiat. Adică pentru mine nu există prieten care își bate o colegă și după aia eventual umblă și cu tot felul de diversiuni, de minciuni, încercând să își defăimeze victima doar ca să scape el, agresorul, bazma curată, sau în cazul lui Oprean, să scape el, nu știu, fără dosare penale, fără concediere. Amândoi au fost concediați. Fac precizarea. În această emisiune, ca să o conving pe Nadin Vlădescu să vină în studio, aia a avut o condiție. Eu, dacă vin singură, nu vin cu Marian Olaianos. Nu, o înțeleg. Poate că, nu știu, nu vrea să mai vadă la 2 metri față în față, poate nu vrea să retrăiască momentele acelea de traumă. Este treaba ei care e motivația, i-a respectat dorința aceasta, dar fac precizarea că dacă Marian Olaianos, subiectul discuției noastre, simte că are ceva de spus, emisiunea aceasta este deschisă. Într-o viitoare ediție poate veni aici sau poate își trimite un punct de vedere. Deci emisiunea aceasta nu pune pumnul în gură nimănui. Doar că nu o să accept minciuni, nici de o parte, nici de alta. Nu o să accept diversiuni. Dacă eu, care am studiat bine cazul, consider că lucrurile sunt lămurite pe o speță, o să accept părerea lui, dar evident că o tamponez a lui și a oricui care vine să mă minte în emisiune. Aici nu merge cu minciuni, aici merge cu adevărul. Și această emisiune din această seară este făcută pentru a demonta niște minciuni care ne dreptățesc evident un personaj, și anume pe invitata mea de astăzi. De asemenea, rostul emisiunii este să restabilească adevărul într-un caz complex de care presa în mare parte a fugit, iar o anumită parte a presei care a fost mai insistentă pe caz, aș spune că a prezentat părtinitor tendențios. Aș spune că invitata mea de azi nu a avut posibilitatea să-și exprime punctul de vedere, chiar dacă ea era jignită sau chiar dacă vedea că este atacată cu minciuni. Așadar, să-i dăm drumul. Invitată în seara aceasta, Nadin Vlădescu. Bună seara! Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Cu plăcere, eu mulțumesc că ați acceptat. Am așteptat împreună să aveți și un accept din partea TVR, că așa este corect, da? Eu v-am invitat mai demult, dar am spus, domnule, până nu dă televiziunea română ok-ul să vin, nu pot să vin, că așa avem noi regulamentul TVR.
Recunosc că și în instituțiile, și televiziunea privată și la ziarele private, regula asta există. Nu poate fiecare oricum, nu știu ce. Este un haos, o rabavură. Așa, în plus, imaginea unui om este al angajatorului. Este al angajatorului. Dar atunci când, de exemplu, dumneavoastră veniți aici în emisiune să restabiliți propria imagine, care înseamnă și restabilirea imaginii unui angajat al TVR, deci în favoarea TVR, atunci am zis că e ok să facem această emisiune. Mulțumesc că ați venit. Mulțumesc că m-ați invitat. M-ați invitat de foarte mult timp. Aș vrea să fac precizarea că sunt aici în nume propriu. Da. Mă reprezint pe mine însămi și da, aș vrea să lămuresc anumite chestiuni care nu au fost clarificate. Eu nu am ieșit public sau foarte timid până acum, pentru că nu am vrut să afectez în niciun fel cercetarea disciplinară care s-a încheiat odată cu concedierea agresorului. Cred că a fost un drept la replică la un moment dat, la niște apariții prin presă, un drept la replică și atât, altceva n-a existat. A fost un comunicat de presă în luna noiembrie, când lucrurile au explodat, după care un drept la replică atunci când nu s-a mai putut. Am simțit acum momentul de a da curs invitației dumneavoastră, pentru că se cimentează niște neadevăruri pe care s-a pedalat foarte mult în presă, într-o parte a presei, printr-o campanie de denigrare și de fake news care mă afectează și m-a afectat foarte mult. Și pentru că am tăcut și tăcerea mea din pudoare, din discreție, dintr-o oroare de scandal, n-ar fi trebuit să existe niciun scandal dacă lucrurile ar fi fost normale, am ezitat să vorbesc public, nedorind să afectez imaginea nimănui și imaginea mea, evident, dar trebuie lămurite niște lucruri și mă gândesc că dacă povestea mea poate ajuta alte femei care poate nu au curajul să vorbească, nu au resursele fizice sau psihice într-o situație extrem de delicată, de gravă și cu urmări foarte mari și cu un stigmat, pentru că trăim, din păcate, într-o societate foarte violentă, foarte misogină, în care o femeie agresată, dacă este victima unui viol, cu siguranță avea fusta prea scurtă, dacă este victima unei bătăi, cu siguranță a făcut ceva ca să-l provoace pe agresor. Și atunci acest stigmat le împiedică pe foarte multe femei să își spună povestea, ceea ce este o traumă suplimentară foarte greu de dus. Da, sigur că așa la cadrul general sunt prea multe cazuri în România în care femei care au parte de violență domestică, de exemplu, cu soți sau concubini sau așa, parteneri foarte violenți și care le amenință cu moartea, așa, fac plângeri pe la poliție și poliția, până se pune bâșbâia, femeia eventual moare, adică devine victimă definitiv. Am văzut de asemenea un caz de maximă violență în școală recent și cu un elev care a atacat o profesoară cu cuțitul la gât, în fine, sunt oribile cazurile astea. Dar povestea ta poate fi un reper în privința asta. De asta contează mult cum se raportează societatea la asemenea cazuri. De asta este oribil când vezi oameni și tu ai avut parte, scuzați-mă, dumneavoastră, ați avut parte de asemenea, să spunem, asemenea reacții în perioada asta, în care mulți v-au reproșat, dar poate că tu ești de vină. Dar poate că, nu știu ce, la Isupa. Deci, ei nu se mai uită la fapta în sine. Domnule, ăla a fost violent. Da? Adică unul mă bate și tu spui mie că, dar nu cumva te-ai uitat urât la el, dar nu cumva i-ai spus, poți să spun orice, n-ai voie să mă bați, ca idee. Violența nu e admisibilă sub nicio formă, nicăieri. Bun, nici măcar aia verbală, fie vorba de noi, care poate a existat și aceea. A fost verbală și a fost și fizică. Verbală, fizică, pe toate planurile și de asta mă aflu aici, în primul rând pentru a lămuri această chestiune, dar și celelalte acuze care mi-au fost aduse ca un fel de încercare de spălare a acestei agresiuni prin alte scuze. Nu există nicio legătură între presupusa hărțuire de care am fost acuzată și agresiune, o agresiune foarte gravă și pe foarte multe planuri, și s-a creat acest scandal intenționat, mutându-se accentul de la violență, o violență clară care a fost dovedită și în fața Comisiei de Cercetare și cred că și public și cu siguranță va fi dovedită și în penal, la o așa zisă hărțuire și un așa zis scandal sexual, tocmai pentru că societatea reacționează la acest mesaj, din păcate, și ca jurnalist, întâi de toate ca femeie, dar și ca jurnalist,
constat cu foarte mare mâhnire și cu foarte mare îngrijorare lipsa de deontologie a Breslei, care prezintă lucrurile într-un mod total denaturat din vari motive. Dar Brasla cu parțial, că nu, nu toată Brasla s-a ocupat de caz și nu toată Brasla a fost incorrectă, să spunem. Da, aici sunt anumite tovrășii, prietenii, în zona presii sportive, niște oameni își fac servicii reciproce, merg pe stadion împreună, se invită pe la emisiuni, merg pe la mondiale, în fine. Să facem precizarea că în urma izbucnirii acestui caz, Marianu Laianoș a fost scos de pe lista TVR, la 4 comentatori care mergeau la campionatul mondial din Qatar, undeva în 20 noiembrie până pe 18 decembrie și chiar în săptămâna premergătoare plecării în Qatar a fost scos, înlocuit și el acum a dat televiziunea judecată că i-a făcut o mare nedreptate și că să plătească televiziunea că n-a mai mers la campionatul mondial. Asta e altă poveste, sunt convins că va pierde procesul ăsta pentru că televiziunea avea dreptul să își penalizeze inclusiv profesional, un om care a adus prejudicii de imagine majore și a creat un caz grav în interiorul instituției. Doamna Vrădescu, hai să vă spun cu începutul. Mi se pare că sunt două mari minciuni aici pe care am depistat eu în acest minciuni, ale cărei victima a fost noastră. Și anume, respectivul agresor a spus la un moment dat, așa, a susținut insistent, că n-a existat o relație între noastre. O relație intimă, scurtă, de două luni sau cât a fost acolo, de prin august până prin octombrie, dar o relație. El încerca să arate că această relație n-a existat. Vreau să restabilim adevărul în privința asta și apoi a doua mare minciună a fost că n-au existat violențe. Aici eu vă spun, dragi prieteni, că în privința asta am dovezi clare, probe, a avut și comisia din TVR, care de asta a luat decizia întreruperii contractului, adică concedierii respectivului, dar sunt probe foarte, foarte, dovezi foarte clare. Haideți să ne luăm pe rând. Mai întâi, să spunem așa, cum s-au întâlnit traitorile noastre? Ați venit în TVR în primăvara trecută printr-un concurs, da, pentru TVR Cultural, pentru cultură, în vara trecută, da? Da, sunt mai multe minciuni și există o înlănțuire între ele, în sensul că nu s-ar fi putut ajunge la situația asta dacă la oricare moment din toate aceste minciuni persoana în cauză și-ar fi asumat responsabilitatea pentru relație care a existat cu certitudine pe toate planurile, pentru agresiune, pentru ce s-a întâmplat după agresiune, pentru toată desfășurarea din presă care a fost, din păcate, orchestrată ca un fel de manevră de a spăla această violență sau de a abate atenția de la ea. Relația a existat. Deci au fost mai multe momente în care tot firul ăsta nociv se putea întrerupe. Cu o decizie onestă asumată. Într-un fel foarte civilizat și foarte corect, și anume prin asumarea situației în primul rând. Cu recunoașterea faptelor. Cu recunoașterea relației în primul rând. Da. Sunt convinsă că la momentul agresiunii, când eu eram convinsă că lucrurile vor rămâne incinta instituției și că nu se va ajunge în niciun caz la o asemenea mizerie mediatică, n-am cum să-i spun altfel, dar nu mi-am dat seama de felul în care s-au denaturat lucrurile, de campania de denigrare și în instituție și în afara ei. Cred că o asumare și o recunoaștere a lui la acel moment ar fi atenuat lucrurile total și probabil și cursul lui ar fi fost cu totul altul. Nu s-ar fi ajuns probabil nici la plângere în TVR, el mergea la mondiale, nu era concediat, dumneavoastră nu avea parte de momente atât de neplăcute, dar a continuat, adică s-a afundat în mocirlă pas cu pas, în loc să iasă la liman, să zică, domnule, am greșit până aici să schimb cursul, el s-a afundat în minciuni, în denigrări, etc. Acum, aș vrea să spun un lucru din... Să facem, spuneți asta imediat, aș vrea să facem firul epic. Da. Adică de unde ați fost în TVR, cum ați ajuns la sport acolo să-l întâlniți? Că puteau fi două traiectorii care nu se întâlnesc niciodată, dar s-au întâlnit. Spuneți ce ați vrut să... Eu am intrat în instituție prin concurs, un concurs luat cu nota 10, un concurs public, nu cunoșteam pe nimeni în instituție și... Curând am intrat într-un proiect, un proiect prin care trebuia să fac interviuri cu mai multe personalități. Am lucrat toată viața în cultură, cumva mi erau familiare interviuri cu personalități de calibrul lui Andrei Pleșu și am vrut, fiind pasionată, Licianu, Patapie, fiind pasionată de fotbal,
am vrut la un moment dat și așa mi s-a și trasat cumva traiectoria să fac un interviu cu Gheorghe Hagi și am fost trimisă la acest domn din redacția Sport. Întrebare, punctual, a spus punctual. Deci nu la redacția Sport în general. Nu, punctual. Cineva de la dumneavoastră din redacție, da, v-a spus mergi la Olaianul să te ajute cu punctual, povestea asta. De ce la el? De ce a fost trimisă la el? Pentru că, după spusele lui, nu știu dacă este o legendă sau nu, ar fi în bune relații cu Gheorghe Hagi și ar fi fost un om bun de legătură. Probabil cu că și altă dată a contribuit, mă rog, a dat un telefon și a rezolvat un interviu sau altceva cu Gheorghe Hagi. Ok, da. Mai departe. Ați mers la el? Ați căutat acolo la el la Sport? Am stabilit o întâlnire la biroul lui, o întâlnire foarte profesională. La momentul respectiv, ca să vă faceți o idee, eu purtam mască. Era încă pandemie. Bun. Asta a fost o primă întâlnire, de pe urma căreia eu am înțeles că intențiile lui nu s-ar rezuma numai la o cooperare profesională. Am luat-o pe seama unui fel de a fi, să spunem, dar foarte curând relația a luat o altă turnură. El a inițiat relația? Total. El a făcut total și cu primele avansuri? Da, total și cu insistență. Eu nu fac avansuri bărbaților și în niciun caz... Se mai întâmplă doar și doamnele să... Nu, și în niciun caz... într-o astfel de situație în care eram colegi de serviciu. Insistența lui a fost foarte mare dintr-un început. Relația a căpătat, să zicem, o alură personală, dar având cunoștința faptului că era un bărbat însurat și având acest tabu... Căsătorit și cu doi copii acasă, da? Nu am discutat despre familia lui sau despre relația lui. Ce mi-a povestit el cu de la sine putere, eu nu am insistat pe subiectul ăsta, dar pentru că a insistat foarte mult și pentru că a venit foarte, foarte puternic în sensul de a-și prezenta relația într-un anume fel, în ideea că dragostea s-a stins, că trăiește acasă ca la hotel, că nu are o relație de familie așa cum și-ar dori-o și că dorește iubire, că dorește să iubească, să fie iubit și cu spusele lui, eu nu-mi permit să fac nicio afirmație, nici în spațiul public, nici altfel, pentru care nu am acoperire sau dovezi. Mă întreb însă, făcând o mică paranteză, ce se întâmplă cu o femeie care nu are dovezi sau care nu are puterea de a conștientiza ce se întâmplă cu ea sau prin ce trece. Și pentru mine a fost un foarte mare șoc în mai multe etape ale acestei situații. A fost un foarte mare șoc după agresiune și mi-a luat mult timp și probabil o să mai ia ca să-mi dau seama de magnitudinea ei. Sunt lucruri pe care nu le-am înțeles nici până acum, dar încerc. Bun, revenind... Relația a avansat rapid. Relația a avansat la insistențele lui. Eu la un moment dat am plecat din București. Dumneavoastră să știe lumea că n-aveați niciun fel de obligație în momentul respectiv, sunt într-o relație. Și erați, să spun, singură, erați fără obligații. Așa. În scurtă vreme ați ajuns la relații intime, ați fost împreună, a fost, să spunem, o flamă care v-a prins pe amândoi și nu peste multă vreme s-a ajuns la violențe. De ce atât de repede și cum au început asta, violențele? Asta este o întrebare la care mă gândesc și eu și poate răspunsul este la el. Și dacă puteau fi stopate violențe la un punct... Cu siguranță ar fi putut, la fel și relaționarea toxică de dinainte de violențe, pentru că etapele relației au fost următoarele. După ce eu am trecut peste propriile mele ezitări, crezând în această poveste de iubire care mi-a fost prezentată, aș vrea să spun că eu nu am intrat într-o relație cu această persoană ca o relație pasageră sau ca un moft sau în niciun caz așa cum am fost denigrată și prezentată într-un mod obscen, drept ninfomană, drept hărțuitoare, drept agresoare. Am fost câteva publicații care au folosit că asta puteți da în judecată cu ninfomană. Da, în primul rând, redactorul ăla, de unde știe el? I-a spus Olaianu sau care povestea? Cu siguranță. Dacă v-a spus Olaianu treaba asta, rușine să-i fie ca bărbat să... Da, cu siguranță el a răspândit anumite zvonuri, nu m-aș fi așteptat niciodată. Pentru mine este o mare mâhnire și o mare nedumerire
acum de un bărbat care a avut o relație personală, intimă cu o femeie, o relație pentru care el a insistat foarte mult. Și din care nu vrea să plece, din relația asta nu vrea să relația, plece. Să denigreze femeia respectivă astfel, ca să-mi închei fraza. Relația era în curs la momentul agresiunii din 17 octombrie, ba mai mult, după agresiune, el a dorit să continue relația, probabil într-o încercare de atenuare a conflictului pe care l-a provocat el. Eu am făcut această sesizare către conducerea televiziunii într-o stare foarte rea, într-o stare fizică extrem de proastă, după o agresiune foarte violentă, într-o stare emoțională și psihică proastă, pentru că nu am putut să trec peste violență și peste un gest extrem de dur care s-a întâmplat într-o instituție publică, în timpul serviciului, într-un context profesional. Mirarea mea că persoana care m-a agresat era chiar partenerul meu, sporea lucrurile. Nu mi-am imaginat nicio secundă că se va ajunge la acest scandal fals, creat ca diversiune și ca fake news. Dar în niciun caz ideea sesizării mele nu a fost, așa cum s-a spus și cum a susținut chiar el, vreo răzbunare. Este foarte greu pentru o femeie să se prezinte drept victimă. Sigur că mulți spun, dom'le, putea să nu faceți plângerea respectivă, vă despărțea și gata. Și nu mai era tot balamul cu ăsta. Nu mai era cercetare disciplinară, dar erați colegii TVR acum. Vreau să vă spun așa, eu nu am spus numele lui până la momentul sesizării. Și din pudoare și dintr-o spaimă, un șoc, nu înțelegeam exact ce s-a întâmplat, aveam nevoie de înțelegere, de clarificare și a fost, să spunem, un gest de protecție. În primul rând, a protecția lui, dar și protecția mea, pentru că eram absolut oripilată că s-ar putea afla. Este, cum spuneam, un stigmat acela de a te declara o femeie bătută. Adică este o agresiune și că vreau eu să spun lucrul ăsta sau vreau să mă arăt așa sau nu, fiind un om care am primit o anumită educație, care am fost mereu un om extrem de privat, sunt o victimă. Da. Chiar dacă nu am fost bătută, sunt o victimă, că îmi place sau nu îmi place lucrul ăsta. În paralele, oamenii se înțeleagă foarte clar de ce o femeie e tentată uneori să nu spună ce s-a întâmplat. Generația bunicilor noastre a suferit traume incredibile la invazia armatei sovietice în România, da? Este o rușine. Zeci de mii de violuri, mai ales la țară, să spui m-a violat un soldat sovietic. Da. Păi tot satul îi pune stigmatul, cutarea, de parcă e vinovată biata femeie. E foarte greu de dus această situație. Și atunci au ales situație. Să tacă. Pățeau multe, nu făceau plângeri la poliție, bine, la miliție, cum se mai putea atunci, nici nu aveau mari șanse în fața agresorului sovietic care domina țara, dar nici nu făceau de rușine treaba asta. Da. Și în ziua de asta se mai întâmplă treaba. Se întâmplă și femeile tac. Dom'le, dar află tot satul că m-a violat ăla, de parcă îți vinovată eu că m-a violat. Și este și o stupoare, este o stare foarte explicabilă psihologic. Cred că e de înțeles și pentru cine nu a trecut prin asta. Nu-ți dai seama pe moment. De exemplu, eu nu mi-am dat seama de magnitudinea violenței până nu m-am prezentat la cabinetul medical din instituție. Aș vrea să revenim la violențe, dar să luăm firul epic. Spuneam deci, că, cum au început violențele? Până la violențe aș mai vrea să spun un lucru care explică contextul. La un moment dat, din cauza anumitor comportamente, atitudini, gesturi, reacții ale lui și verbale și fizice mai ales, eu am vrut să ies din relație. S-a întâmplat asta în mai multe rânduri. Cu reacție spontană la gesturile lui, cu mă supăram, nu înțelegeam ce se întâmplă, de ce se comportă în felul ăsta. Și la un moment dat i-am scris un mesaj. Adică era o violență, era o agresivitate și intimitate? Da, era un fel de a fi, aș spune, cu, nu vreau să intru în foarte multe detalii, în continuare mi este greu să vorbesc despre lucrul ăsta, dar există dovezi pentru asta pe care le-am depus atunci în fața Comisiei de Disciplină și pe care urmează să le cerceteze și parchetul. De unde l-ați înregistrat când el devenea violent sau cum? Nu.
Vă explic imediat. După momentul sesizării, când am văzut că face un joc dublu prin care încerca să mă convingă pe mine pe de-o parte, să-mi retrag sesizarea prin toate mijloacele, șantaj emoțional, că dispare, că se termină relația, că se termină cu noi, că se termină cariera mea în instituție, cariera mea altfel, că se aruncă de pe turnul televiziunii, că se sinucide, că pleacă. Apoi, deci asta a fost un șantaj emoțional. A urmat amenințare. A avut bunici legionari și să da, știi cum sunt reacționează. Nepot de legionar, nu știu cu cine te pui că sunt nepot de legionar, amenințări. Da, amenințări au fost în multe rânduri, drept pentru care am sesizat lucrul ăsta și parchetului. Amenințări grave, chiar și înainte de finala Cupei Mondiale, după cum mi-a fost relatat, o ieșire publică în redacția Sport, prin care a spus să se termine toată chestia asta și o să vadă ea ce înseamnă o bătaie de bărbat, în timpul cercetării disciplinare, ceea ce mi se pare un gest dincolo de irresponsabil, un gest de o aroganță extraordinară în primul rând, dar și de neconștientizare a situației. Bun, din rău mai rău. Deci, dar să luăm la început. Care a fost primul? Bun, ați văzut că el are tendințe și a vrut să ieși deci în relație. Am vrut să ies din relație și... Dați-ne exemplu de, nu știu, prima dovadă de primul moment de violență verbală. Bine, asta cu amenințări cu asta. Nu, și după aceea fost, violență după, fizică. După aia a fost, am vorbit adinaur despre ce s-a întâmplat după sesizarea adresată conducerii, deci post-violența din 17 octombrie. Dar cum a început șirul violențelor? El este un om violent, nu am cum să spun altfel. Violența lui se manifestă pe toate planurile, și verbal și după fizic. După cât timp de când l-a cunoscut, v-ați dat seama de treaba asta? Destul de repede, în sensul că avea niște atitudini care pe mine mă deranjau, fizice în primul rând, foarte grobiene, și verbale și intime. Niște gesturi de agresiune care nu erau în niciun caz consimțite, discutate, stabilite. Eu i-am spus din start că nu accept niciun fel de violență, nu vreau nici să țipe vreodată la mine sau să mă insulte. El tot timpul spunea nu, nu, nu. La momentul la care s-au întâmplat aceste lucruri, m-am supărat, au fost niște discuții, am vrut să ies din relație, mă întorceam pentru că de fiecare dată spunea că s-a întâmplat pur și simplu, îi pare rău, își cerea iertare, este nervos, este stresat, este obosit, nu se înțelege acasă, diverse scuze. Încă o dată insist pe faptul că dacă nu mi-ar fi prezentat lucrurile drept o poveste de iubire, nu o aventură pasageră? Nu, în niciun caz, și pentru mine era un tabu acest lucru al unui bărbat căsătorit, nu mi se întâmplase niciodată și nu am vrut să dau curs acestei povești. Exista o atracție, dar povestea mi-a fost prezentată drept dorința lui cea mare de a mă iubi, de a fi iubit de mine, vreau să fiu iubitul tău sau nimic. De altfel, spunându-mi că nu dă socoteală nimănui, își face singur programul așa cum dorește, și asta se și întâmpla, pentru că nu mi-am imaginat niciodată că un bărbat care vorbește cu mine la telefon sau prin mesaje zilnic până la 3 dimineața sau care vrea să vină la mine la 12:30 noaptea, poate să aibă o anumită relaționare familială. Cu siguranță ce spunea, cel puțin în acea perioadă, era adevărat. După, lucrurile au căpătat o altă turnură și am început să cred că de fapt ăsta era un fel de a fi pe care l-a tot repetat. De altfel, a și mărturisit lucrul ăsta, că nu a fost cu mine la prima abatere extramaritală, povestindu-mi cum se întâmpla. Am văzut și chiar și în presă relatări că el a mai avut ceva aventuri prin TVR, nu era la prima asta aventură extraconjugală. Așa că ai discutat. Eu nu prea intru în viața personală a oamenilor, dar când această dimensiune ajunge pur și simplu în spațiu public al unei instituții, sigur că și dacă e cu repetiție, mă gândesc că personajul respectiv... Ce s-a întâmplat este că la momentul la care a existat un incident serios, cu ce spuneam mai devreme, eu am luat hotărârea de a întrerupe această relație. Care a fost incidentul serios? Incidentul serios a fost o scenă de violență cu mai multe gesturi foarte urâte, fizice, intime,
și chiar cu această tentativă de strâns de gât care s-a manifestat ulterior și în 17 octombrie. I-am scris un mesaj dur, dar foarte adevărat și din păcate ce i-am scris în el s-a adeverit ulterior. El tot timpul spunându-mi în timpul relației că vrea să-și dovedească caracterul, că o să-mi arate cum este, că să am răbdare cu el, să-i dau credit. De altfel s-a arătat mereu foarte supărat că nu îi dau credit, că nu îl cred în toate aceste afirmații de poveste de iubire care va fi pe termen nelimitat și caracterul lui care este unul bun. Supărarea lui după acest mesaj a fost mai luat la mișto, eu îl citez, astea sunt expresiile lui, ca atare s-a arătat foarte indignat, foarte rănit și a cerut după aceea, într-un joc foarte toxic, dovezi, eu a trebuit să-mi dovedesc, să-i îndeplinesc condițiile și să-mi dovedesc atașamentul în ideea că m-ai luat la mișto, nu mi-ai dat credit și acum trebuie un timp pentru, cu expresia lui pe care mi-a repetat-o de nenumărate ori, recâștigarea încrederii. Această recâștigare a încrederii presupunea din partea mea îndeplinirea tuturor dorințelor, condițiilor, o anumită atitudine, un fel de dresaj la care eu nu mă supuneam. În același timp, partea profesională, continuând în paralel, nu s-a concretizat niciunul din cele trei proiecte profesionale pe care ar fi trebuit să le facem împreună, cel de-al treilea fiind contextul în care a avut loc agresiunea din 17 octombrie. După acest mesaj al meu, relația a intrat într-o fază toxică, în sensul că era un du-te vino, nu înțelegeam absolut nimic, schimba tot timpul canalul de comunicare, în ideea că acum vorbim la telefon, nu mai pot, trebuie să închid, trecem pe WhatsApp. Pe WhatsApp îmi spunea într-una că îi se ia telefonul la control din senin, că acasă că îi se verifică WhatsApp-ul, că atare trebuie să te blochezi. Mă debloca după 10 minute, ajunsesem să fac capturi de ecran, care sunt și acelea dovezi pentru acest blocat de blocat în decurs de 10 minute, deja începând el să-și construiască un fel de realitate paralelă în care, așa cum le-a spus și colegilor lui la un moment dat, eu l-aș fi hărțuit. În ideea că scena de care m-ați întrebat, care m-a pus pe gânduri și m-a făcut să-i scriu mesajul respectiv, după aceea a fost o scenă care s-a întâmplat la montaj, în care, după niște gesturi extrem de urâte și de vulgare, și fizice, și, să le spun, intime, dar și verbale, a deschis ușa cabinei de montaj, unde mă chemase, eu eram în ziua mea liberă, era sâmbătă, ca să-mi arate ilustrații cu familia Hagi pentru al doilea proiect, care nu se mai concretiza, un interviu cu Kira Hagi de data asta. Și a deschis ușa. Fiica lui Gică Hagi, care e actriță. Da, și care este o persoană extraordinară cu care am vorbit și care poate ar familia fi acceptat. Familia Hagi, general, e o familie specială. Da, n-am renunțat la gândul de a face până la urmă odată un interviu cu Gheorghe Hagi. Bun. Va veni și ziua aia. Da. Eu am făcut multe, am scris și o carte despre el. Da, știu. Da. A deschis ușa la montaj și a început să țipe de ce ai venit, o să mă compromiți, or să afle toți colegii mei, dar colegii nici nu se închiseau de noi, de altfel tot ce a spus sau ce s-a spus că ar fi știut colegii lui că l-aș fi hărțuit, nici nu știau cine sunt și l-am întrebat de ce țipi în primul rând și de ce deschizi ușa și țipi ca un fel de exhibare în ideea de a atrage atenția și de a face... Că îi se întâmplă ceva. Da, n-am înțeles lucrurile astea, au fost mai dar multe episoade. Dar el v-a chemat episoade. Acolo ca să lucrați pe episodul ăsta, sâmbătă, și tot el a avut... Da, asta a fost înainte de mesajul meu prin care am vrut să pun capăt relației, dar după aceea, insistând pe cât este de rănit, pe cât suferă, am căzut în această capcană a vinovăției pentru că exista o relație, exista un atașament din partea mea și am crezut în un moment de rătăcire, să-i spunem, un moment în care era nervos, era nedormit, era supărat, tot timpul era o scuză. Și dădeam o șansă. Dădeam o șansă acestei povești de iubire. Ea este motorul pentru care am intrat în relație cu el și motivul pentru care am trecut peste foarte multe semne de întrebare și m-am întors în relație. Din momentul acela, relaționarea a fost extrem de toxică, cu
toată manipularea aferentă, un dute vino, ce spuneam, schimbarea canalului de comunicare într-una, condiții din ce în ce mai mari de îndeplinit și această recâștigare a încrederii pentru care eu trebuia să fac ce mi se spune, să fiu într-un anume fel și să, în principal să stau în banca mea. Proiectele profesionale fiind sabotate, nu s-a concretizat niciunul. Asta e o întrebare. Mergeați la el la sport pentru că aveați de finalizat niște proiecte pentru emisiuni, da? Dar el v-a ajutat să progresați cu ele? Sau au bătut pasul pe loc? Nu. Ce s-a întâmplat a fost că cel de-al treilea proiect, care era un proiect urgent, care trebuia să apară... Dar primele două, apară, ce s-a întâmplat cu ele? Pur și simplu. Au murit. Au murit, da. Dar de ce? El măcar o jumătate de oră nu ducea timp să lucrați împreună pe... Nu. Primul proiect n-a mai fost... Mă rog, au fost schimbări în grilă, să spunem. Da. Nu... Și al treilea a devenit prioritate, nu? Al treilea a devenit prioritate pentru că era un proiect care avea legătură cu Cupa Mondială și care ar fi trebuit să apară în timpul Cupei Mondiale. Eu lucram la mai multe subiecte. Unul dintre subiecte era acesta legat de fotbal, de necalificarea echipei României. De 98? Da, și pentru asta îmi construiam episodul intervievând diferiți oameni din domeniu. El fusese pe teren la momentul meciurilor de baraj. Pe stadion. Da, pe stadion, la momentul în care reporter, la momentul meciurilor de baraj cu Slovenia din 2002. 2001. Da, 2002. Cu Hagi antrenor. Bun, exact. Stabiliserăm o filmare pentru a doua zi. Eu aveam în săptămâna respectivă filmări în fiecare zi, așa se potrivise, filmări pentru alte episoade, pentru postul cultural și depindeam de el, care nu mai voia să filmeze sau mă ținea în șah cu această filmare, tot timpul amânând-o, tot timpul găsind un pretext pentru care nu voia să filmeze. În acest context, în data de 17 octombrie, aflându-mă la el în birou, din motiv strict profesional, a izbucnit pur și simplu. Eu nu pot să reproduc, mai ales într-o emisiune de televiziune, limbajul sau exact lucrurile care s-au, mi le-a spus, pe care mi le-a spus sau lucrurile care s-au spus. Pentru că... Erau jindiri, erau amenințări? Da, erau înjurături, erau... Vorbe grele. Vorbe foarte grele și gesturi foarte grele, pentru că violența a fost bruscă. Adică 17, deci o izbunire cumva neanunțată. Da, dar cu siguranță neanunțată, dar nu a fost o pierdere a rațiunii sau un acces de furie. Era control? A fost un control total și cu sânge rece, ceea ce pe mine m-a băgat într-un blocaj. Eu nu m-am apărat, de asta când s-a tot spus că el a spus că a fost în legitimă apărare, nu a fost nicio secundă, nici măcar insultat, adică nu l-am niciodată, eu nu înjur de felul meu. E ziua meu. De 17 octombrie, când apar și acele secvențe filmate cu camerele de supraveghere? Da, sunt imagini dintr-o clădire, din clădirea președintelui, din incintă. Pe un hol. Pe hol. Da, este un hol de intrare. El inițial a negat orice fel de violență. Da. După aceea au apărut imaginile astea. Violența și a trebuit să le recunoască. Violența nu a început acolo. Violența a început în biroul lui cu ușa închisă. Toată această perioadă a fost foarte lungă, de aproape 2 ore, în care eu încercam să-l conving să filmăm a doua zi, să nu facă circ, să nu țipe. Era din ce în ce mai agresiv. Pentru mine era o bilă neagră imensă să anulez o filmare fără să dau o explicație, o filmare cu 5 oameni, în condițiile în care aveam filmările stabilite atât de strict în săptămâna respectivă și nu mai puteam recupera filmarea. Mai mulți oameni și operatori. Adică și... amânasem, de adică exemplu... Adică echipă întreagă pe care o dai peste cap. Da, și jonglam cu foarte mulți oameni, adică invitați. Trebuia să contez pe un timp de filmare, la ora 4 filmez cu el, pentru ca la ora 2 să filmez cu altcineva înainte. În ziua de 17 octombrie se întâmplă că am filmat un interviu important înainte, m-am întors cu echipa în televiziune, m-am dus să vorbesc cu el conform înțelegerii cu el și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dar... Începe violența în biroul lui, după care urmează pe hol și pe hol e o scenă când el zice acolo, uitați-vă, se ține de mine, eu fug într-un fel, eu plec și ea vine după mine.
Dar dumneavoastră mergeați ca să-l convingeți să continuați filmarea, da, nu? Da, și nu numai asta, dar încercam să aplanez orice conflict în ideea, mă rugam de el să nu țipe, să nu facă circ și să nu... Dar de ce țipa? Era în pericol, îi făceați ceva. El spune, domnule, m-a agresat sexual. Nu, nu. Asta este o Dumnezeu poate un bărbat de 1,80 m ceva să spună că o femeie cu un cap și jumătate mai scundă, mai micuță, așa, îl agresează sexual. Aici, ca bărbat mi se pare degradant să spui că te agresează sexual o femeie. Nu, agresiune sexuală înseamnă cu totul altceva. Și pe holul te Eu aș putea să spun lucrul ăsta și îmi pare foarte rău că la momentul respectiv, fiind în stare de șoc, nu am conștientizat anumite lucruri pentru a le spune inclusiv către poliție. Această pretenție de hărțuire sexuală a fost găsită de el ca scuză pentru a abate atenția de la violență și pentru a invoca o legătură cauzală inexistentă între o hărțuire și o violență. Pot eu să vă agasez cât vreau eu, nu vă pot determina să faceți ceva ce nu aveți în dumneavoastră. Nimeni nu poate face ceva ce nu-i vine firesc. El, dacă s-ar fi considerat hărțuit și hărțuit sexual, culmea, având o relație în curs, o relație și intimă și fiind partenerul meu, ar fi avut mai multe posibilități. Și anume, în primul rând, să mă blocheze total pe toate canalele de comunicare. Relații, primul. Cu totul. Da. Nu acest joc bolnav al... Eu se consideră o victimă în relația asta. Se poate considera oricum, percepția lui și pe care a tot invocat-o este foarte diferită și asupra violenței. La un moment dat i-am și spus, dacă ce mi-ai făcut tu mie este bruscare, așa cum a tot spus și s-a tot spus în presă, atunci mi-e groază să mă gândesc ce ar însemna o violență adevărată în percepția Spuneți lui. Spuneți că el deseori avea obiceiul să pune una în gât, nu? Da, aș vrea până la sufocare? Până... Imediat vă spun. Până aproape de strangulare? Din fericire, nu, dar din moment ce mi s-au făcut la spitalul Floreasca radiografii la osul hioid pentru că degetele opozabile le-a pus aici cu forța unui bărbat care era în șarjă și care m-a împins în perete în această poziție cu degetele în gât. Filmată. Este scena filmată, mă împinge în perete astfel, mă dă cu capul de perete, mă mai dă o dată cu capul de perete. După ce m-a eliberat din strânsoare, mi s-a făcut rău, adică mi-am dus mâna la gât și mi-a venit să vomit. Se poate face o fractură aici? Am vomat la scurt timp după aceea. Medicul de la urgență mi-a spus trebuie să stați sub observație pentru că dacă aveți osul hioid fracturat, sau este o fisură, puteți să vă sufocați și stați aici. Am stat până la 4:30 dimineața la Spitalul Floreasca. Mi s-au făcut 6 radiografii, printre care asta de os hioid, la coloană cervicală, la cap, la mâini, la antebrațe, mâna dreaptă era total nefuncțională. Medicul a văzut-o din ușa camerei de urgență, mi-a spus mâna aia era triplată roșie. De ce? Pentru că m-a ținut de mână de încheietura mâinii strângându-mă extrem de tare și mi-a dat cu pumnul peste mână peste degete. Cu ținea, și da. A dat cu pumnul și cu celălalt îmi dădea degete. Peste degete și peste mână. Mâna fiind pe masă, pe ceva? Nu, în aer, dar în aer. Pe strânsoarea la încheietura mâinii era atât de puternică. Am simțit că îmi rupe mâna. La un moment dat zis, ce faci? Ce se întâmplă? Eu eram în stare de șoc atunci și nu înțelegeam de ce face lucrurile astea, nu m-am apărat. Deci nu numai că nu l-am insultat, nu l-am înjurat, nu l-am atacat, nu l-am provocat, nu l-am amenințat niciodată, așa cum a spus, nici legat de familia lui sau de soția lui, în niciun caz, nici legat de orice altceva, dar nu m-am apărat și am conștientizat violența la momentul la care m-am prezentat la cabinetul medical din instituție. Și mâna umflată de 3 ori, spuneți. Mâna era roșie, umflată, nefuncțională. Ăsta este diagnosticul scris de medic, da, și m-a văzut un chirurg plastician pentru față, urechi, zgârieturi, lovituri, sânul drept, dar și pentru mână. Am mers ulterior la consult pentru mâna dreaptă pentru că mi s-a spus că s-ar putea un timp, și am și avut amorțel, parestezii la mâini, un timp degetele de la mâna dreaptă să nu reacționeze foarte bine. De exemplu, îmi scăpau obiecte din mână. Sau pentru gât, aproape 2 luni după aceea nu am putut să mă îmbrac cu nimic care trebuia să fie tras pe gât. Trebuia să fiu tot timpul cu gâtul liber și aveam o senzație de sufocare. O săptămână cel puțin l-am visat noapte de noapte strângându-mă de gât. Revenind la chestiunea așa zisei hărțuiri, avea mai multe
posibilități. În primul rând să mă blocheze de pe toate canalele, să întrerupă orice comunicare și abia apoi s-ar fi putut într-adevăr pretinde hărțuit. Nu a făcut asta, dimpotrivă, insista pe acele declarații ale mele, dovezi de iubire, dovezi de atașament, dovezi de pasiune pentru el, care nu se considera convins de implicarea mea după mesajul prin care dorisem să plec din relație. A doua posibilitate, tot de bun simț, ar fi fost să facă o adresă sau o sesizare către superiorul lui ierarhic, către superiorul meu ierarhic ar fi fost a treia. A patra ar fi fost către conducerea televiziunii, dacă se considera hărțuit și mai ales hărțuit sexual. Iar cea mai gravă, să zicem, ar fi fost o plângere penală direct. Ori nu a făcut nimic din toate acestea, a continuat acest joc al manipulării și al dresajului meu, în ideea că asta este explicația singură pe care o găsesc, pentru că aș vrea și eu să știu de ce m-a bătut. Eu nu am mai putut fi controlată de el. Toată această manipulare avea ca scop dresarea mea într-un a fi un fel de sclav într-o relație. O femeie care să-i fie la îndemână. Da. Și mai ales emoțional și fizic. Și pentru că m-am opus, pentru că am înțeles anumite lucruri într-o traumă, într-un atașament pe care încercam să-l rup și nu reușeam să-l rup și care mă consuma foarte mult, pentru că exista și această parte profesională care era, am avut întotdeauna așteptarea de la el că este un profesionist. Suntem totuși doi jurnaliști și dacă nu am fi fost jurnaliști, probabil că lucrurile nici nu ar fi evoluat astfel în presă. Însă nu m-am așteptat nicio clipă, repet asta, pentru că mi se pare punctul central alături de violența al întregului subiect, lipsa de deontologie jurnalistică în tot acest demers și de responsabilitate față de viața unui om care se întâmplă să fie și femeie într-o societate în care este o stigmă cruntă. El sabota și cumva și meseria lui acolo, nedând curs unor subiecte care trebuiau făcute și le-a asumat, l-a rugat cineva de alt departament, domnule, facem subiectele astea și el le-a tot amânat. V-a explicat odată de ce face asta? Era nemulțumit? Da, explicațiile au fost... Bine, de ce s-a votat el TVR-ul? Nu era mulțumit de statutul lui sau ce? Explicațiile au fost cele pe care le-am și spus în comunicatul de presă. Noi suntem stat în stat. La sport. Da, nu-mi face nimeni programul, eu fac numai ce vreau eu, pe mine nu mă dă nimeni afară de aici, mie nu-mi face nimeni nimic și de altfel este... Atât mă plătesc, nu? Atât mă plătesc, atâta fac? Aici este discutabil și nu discut... L-am văzut undeva o dedicație a lui de genul ăsta. Nu știu dacă surse sau cum da, a fost. Da, există aceste mesaje pe care deși mergea la mondială, îl trimitea în deplasări, adică mai avea niște diurne, mai avea niște avantaje. Să vezi lumea pe banii TVR-ului, nu-i puțin lucru. Dar în fine, eu îl consider pe el un bun comentator, printre altele. Printre cei buni de la TVR erau, dar sigur că mai sunt și alte probleme mai grave. Da, și... ce este grav este că există o atingere între calitatea profesională a unui om și calitatea personală, în sensul că s-a tot speculat chestiunea asta că dacă el este bun comentator, atunci cu siguranță este incapabil de anumite gesturi umane, cum ar fi violență sau în oglindă. Viața mea profesională a fost foarte afectată de toate aceste mizerii care s-au aruncat asupra mea pe plan uman. Pot să fii foarte bun profesionist și calitatea umană să nu existe sau invers. În orice domeniu e treaba asta. Am văzut și politician, să fii inteligent, să fii pregătit, dar să nu ai caracter. Și nu ai caracter, poate ești corupt, poate ești lacom, poate ești mincinos. Să o influențeze pe cealaltă. Revenind că aș vrea să țin firul logic de care mi-ați spus la chestiunea violenței. Au mai fost și violențe acolo, adică a fost un șir de violențe. Și care a fost aia decisivă care v-a determinat să mergeți să faceți plângerea? Decisivă a fost agresiunea din 17 octombrie, care s-a desfășurat pe durata aproape 2 ore, în ideea că am stat în biroul lui, după aceea au mai fost... A fost cea cu cheile la mașină, nu știu ce. Cheile m-a lovit în ochi, avea tot timpul cheile în mână, niște chei foarte grele cu o minge de fotbal de metal. M-a lovit peste față, m-a lovit în cap cu cheile în mână. Și iubea meseria, minge de fotbal totuși.
N-aș glumi aici, este pentru că una este să-ți iubești meseria și alta să lovești pe cineva cu simbolul meseriei tale, să zicem, o minge de fotbal. Am avut cornea zgâriată la ochiul drept. Pe 17. 17 octombrie. Și când ați făcut plângerea? Pe 2 noiembrie am făcut plângerea după... Pe mai durează? Se mai întâmplă ceva în perioada asta? Se întâmplă următorul lucru. A doua zi după ce eu m-am prezentat la cabinetul... medical din instituție și după aceea am fost la mai multe instituții medicale, printre care la Spitalul de Ochi din Lahovar și la Floreasca la urgență, de unde, cum spuneam, am plecat la 4:30. Am primit un telefon de la psihologul instituției, care, conform protocolului, fusese înștiințat de către doamna doctor de incident. Și pe mine m-a speriat foarte tare lucrul acesta, pentru că nu voiam să se afle, eu nu spusesem numele agresorului meu, eram în stare de șoc, dormisem o oră, aveam filmare în ziua respectivă, am avut filmări toată săptămâna și am crezut că deja se știe, mă simțeam extrem de rău, nu puteam să stau în picioare, totul era crunt. Deci a ajuns cazul de la spital și la TVR în incintă. A ajuns la cabinetul medical? Pe la cabinetul medical al instituției am fost prima dată, la două ore după agresiune. Domnul psiholog, cu care m-a ajutat foarte mult și cu care am avut discuții în toată acea perioadă și care mi-a spus la un moment dat că sunt în stare de șoc, lucru pe care eu nu îl conștientizam, mi-a spus că am trei posibilități. Să fac o sesizare către conducerea instituției, să facă el o sesizare către conducerea instituției, fiind o linie ierarhică directă, sau să nu fac nimic și lucrul ăsta să mă afecteze foarte tare pe termen lung, pentru că este o traumă care sapă în interior și dacă fizicul se vindecă, deși de la Spitalul de Ochi am plecat cu pansament la ochi, eu am întrebat, pot să mi-l scot pentru că am filmări toată săptămâna și nu vreau să le ratez, pe riscul dumneavoastră, la fel cu mâna, la fel cu, adică am funcționat în niște condiții în care mă simțeam foarte rău, dar cumva faptul că m-am prezentat la serviciu și am făcut ce trebuia să fac, m-a ajutat enorm, pentru că probabil aș fi avut un colaps dacă mi-aș fi dat seama de situație fix la momentul respectiv. Vă puteți lua certificat medical, stați acasă. Am certificatul medico-legal, l-am cerut. Medicul legal e una și medical să nu mai veniți la serviciu. Nu, dar asta... continuați să veniți și în starea asta. Da, și cumva m-a ajutat lucrurile astea și el, după pentru că este un notor. Da. Și atunci, la momentul convocării de către comisie, a intrat în concediu prima reacție. Chestiunea discuțiilor cu domnul psiholog e importantă pentru că mi-am dat seama că nu voi putea duce această traumă și această situație care devenise extrem de absurdă. Eu am încercat în zilele respective să vorbesc cu el, să clarific situația așa cum ar fi fost normal, pentru că nu înțelegeam ce s-a întâmplat, nu înțelegeam și nici acum nu înțeleg întru totul de ce m-a lovit, de ce așa o violență care nu a fost o scăpare, nu a fost o pierdere a minții. De fapt, de altfel, el a spus ulterior că nu și-a aduce aminte ce a făcut, după care mi-a spus mie, după care și-a cerut iertare, a recunoscut în vari forme și în scris și verbal și către terți chiar violența pe care a negat-o altfel în opinia publică. Față de mine, și există dovezi pe care le-am depus, după cum spuneam, în cele două locuri. Eu am văzut ceva din dosarul la TVR și am văzut niște recunoașterea lui clare asupra violenței. Da. Și zicea, scuze, iartă-mă, nu o să mai fac. De ce m-ai bătut? Întrebai tu... Întrebați dumneavoastră, da. Scuzați-mă, asta e când devii prea bătrân, ai impresia că cel de lângă tine e mult mai tânăr și e mult mai tânăr și atunci ai tendința asta. Bun, deci îl întrebați acolo de ce m-ai bătut și el zicea iartă-mă, n-o să mai fac, la modul ăsta de 4-5 ori. Nu numai asta, lucruri de genul, poți să-mi explici de ce mi-ai pus degetele în trahee și mai strâns de gât și el recunoaște, el spune știu, sau, adică toate negările ulterioare, toată negarea relației a violenței sunt niște chestiuni de formă pentru opinia publică. Soluția de bun simț pentru el ar fi fost să-și asume și să recunoască. Cu siguranță cursul lucrurilor ar fi fost altfel. Nu s-ar fi ajuns la plângerea de la conducerea la comisie dacă el ar fi zis
îmi cer iertare, nu o să mai fac niciodată, decât să mai greșesc mai bine. A făcut lucrurile astea după sesizare, când a revenit la sentimente mai bune și a început întâi prin încercarea de a mă convinge să îmi retrag sesizarea, propunându-mi inclusiv continuarea relației, care, încă o dată spun, era în curs la momentul 17 octombrie. Nu am acceptat chestiunea asta. Dar la momentul 2 noiembrie sau când e făcută plângerea, relația mai exista? În vreo formă sau alta? Nu, la momentul... pentru mine, momentul violenței este o ruptură. Eu adică 17 octombrie. Da, eu n-am putut să trec peste această agresiune care este de neînțeles, pentru că violența este de nescuzat. Nu există scuză. Și mai în formă continuată, cum zice. Hai că odată ai avut o nebunie de moment... Nu a fost o nebunie de moment, în atâtea forme, adică totuși au fost... mai multe episoade, asta e grav. Și mai multe episoade, dar și mai multe feluri de agresiune continuată și cumva cu sânge rece, ceea ce pentru mine este de neînțeles, adică este un sentiment îngrozitor, pentru că de foarte multe ori când am povestit lucrul ăsta în audierile de la poliție, în... audierile în fața comisiei, în fața psihologului instituției, îmi dau seama că dacă eu aș povesti aceste lucruri despre altcineva sau mi s-ar relata mie ca și cum ar fi altcineva, ar fi o revoltă totală, este de neacceptat o astfel de agresiune, însă față de mine... N-am avut această poziție, probabil și ca o formă de apărare, pentru că fiind în stare de șoc, mintea încearcă să se protejeze și mai ales emoțional e foarte greu de dus faptul că partenerul tău, omul pentru care simți anumite lucruri, se poartă astfel cu tine. Purtarea lui și după agresiune a fost la fel, în ideea că m-a tratat de bolnavă mental, de mincinoasă, de agresoare, o umilire și o degradare care au fost și mai de neînțeles, pentru că nu a avut niciun moment o întrebare simplă, ai nevoie de ceva? Stăteam la spital foarte mult, am stat pe holurile spitalelor în prima lună, la un moment dat am zis că trebuie făcut un reportaj despre INML pentru că este fascinantă lumea de acolo, de cât timp petreceam acolo. A fost cu atât mai greu pentru că nu înțelegeam ce se întâmplă, la un moment dat izbucnise scandalul mediatic fizic. Și acum am urmări și sper să nu mai fie, dar atunci îmi era rău continuu și faptul că el se dezicea de faptele lui și de violență, de relație, de tot, adică un sindrom al struțului cu capul în nisip, probabil a crezut că dacă vorbește despre asta și dispare, dar într-un fel extrem de umilitor și de urât și de degradant față de mine, o să nu mai existe într-un mod laș, aș spune. Da, un mod adică de neasumare bărbătească, fie bărbătă. După aceea, după momentul sesizării, când insistența lui a revenit, pentru că insistența lui a fost tot timpul relației, de fiecare dată când el voia ceva, insista enorm, acum, orice ar fi vrut, după sesizare a revenit cu aceeași insistență în ideea ca eu să-mi retrag sesizarea, întâi cu acel șantaj emoțional, după aceea cu amenințările, cu partea de promisiuni și de continuare a relației. Deci, pe 2 noiembrie ați depus plângerea. Decizia de a nu mai pleca la Mondiale s-a întâmplat undeva după 10 noiembrie, 10-12 noiembrie pe acolo. Când ați avut, practic, ieșirea totală din relația asta, din momentul în care nu ați mai avut nicio treabă cu el și la nicio... momentul la care ați anunțat și la proiectele jurnalistice și la tot acelea ăla. Oricum erau compromise, adică ultimul proiect cu siguranță nu s-ar mai fi putut face. El trebuia să vorbească în episodul respectiv. Da, a și vorbit, dar oricum situația devenise cunoscută de la el. Era public făcută. Problema este că... El a comunicat cu exteriorul? Cu siguranță, nu numai cu exteriorul. Campania de denigrare, și ăsta a fost și motivul pentru care... Și ajungem acolo la minciuni. Deci... Eu am acceptat să stau de vorbă cu el după sesizare, deși se purtase extrem de urât cu mine între momentul agresiunii și sesizare,
pe care încă o dată spun, am făcut-o pentru că era o situație pe care nu o puteam duce. Eu nu am pornit un război așa cum s-a spus. V-ați dat seama că această sesizare transformă cazul într-unul public? Nu. Și nu, nicio secundă. Nu, nu. Da, de ce? Că ajungea la o comisie, comisia judeca, se luau decizii. Pentru că, în mod normal, o astfel de situație trebuia rezolvată în instituție, într-un fel decent și, vreau să spun, ca asumare, asumarea lui și a faptelor lui, și într-un fel care s-ar fi putut soluționa cu totul altfel. Ce a făcut el a fost... Lăsați-mă, dar comisia a luat decizia să-l concedieze sau altă, sau avertizment, sau suspendare pe post, sau nu știu, îi lua 10 ani de salariu, orice decizie de sancționare a lui, devenea caz public, n-avea cum să-mi devină. Nu, dar apoi v-ați gândit la faptul cât rău vă poate face el, într-adevăr, prin jignirii, denigrării, așa, nu. Și ce complicată va deveni viața noastră în continuare. Nici o secundă nu m-am gândit la lucrul ăsta, oricât de incredibil ar părea, nu m-am gândit la această campanie de denigrare și în niciun caz la lipsa totală de asumare. Dacă știați că se întâmplă lucrul ăsta, mai depuneați plângerea? Nu pot să fac o istorie contrafactuală a propriei mele vieți. Vreau să cred că aș adică vă pare rău că ați depus plângerea? Asta este o întrebare ca și cum vă pare rău că v-ați dus în locul cu tare unde vi s-a întâmplat un lucru rău. Nu-mi pare rău că față de mine însă am făcut gestul corect. Îmi pare rău de situație și de felul în care a fost denaturată și de felul în care un om pe care eu îl vedeam cu totul altfel a înțeles să se comporte într-o situație în care trebuia să-și asume foarte multe lucruri. Știți care e șocul într-un fel? Se întâmplă lucrurile în timp foarte scurt. Da. Adică vă vedeți prima dată în august și deja în octombrie cu bătaie, da? Și în noiembrie e deja cu ruptură totală. Adică după 2-3 luni de zi totul este în aer. Foarte repede ard etapele astea, să zic așa. Nu știu, asta arată... Bătaia nu este o etapă, nicio relație, sper. Păi nu, asta e o etapă faptică, din păcate. Da, aici. Dar nu trebuia să se ajungă aici și în niciun caz lucrurile nu trebuia să degenereze. De la primul te iubesc și până la primul strâns de gând, nu trec 2 luni, firar să fie. Asta e. Cum poate un om să ajungă atât de repede în povestea? Asta este că se întâmplă la altor oameni după ani de zile. Da, sau nu se întâmplă niciodată, ceea ce este mai degrabă norma, sper. Nu, dar acum se întâmplă, parcă se întâmplă după ani de zile, ceea ce e foarte rău și atunci. Că, într-adevăr, decât să strângi pe cineva de gând sau să-l bagi, mai bine te despari și la revedere dacă nu te mai înțelegi. Dar nu să-l stâlcești în bătaie. Dar după nici 2 luni să faci gestul ăsta față de un om, față de care aveai sentimente, că altfel nu era, nu se clădea această relație. Ce a spus el, ce pot spune și încă o dată, nu-mi permit să fac nicio afirmație fără dovezi, este că, contrar lucrurilor spuse peste tot și în televiziune și în media, că s-ar fi temut de mine, condiția de bază a hărțuirii este o stare de temere pe care persoana respectivă trebuie să o aibă. În afară de faptul că nu există hărțuire în această situație, pentru că noi aveam o relație care se consuma pe toate planurile, o relație intimă, în curs, temere nu a avut niciodată, nu l-am atacat, nu l-am provocat, nu l-am amenințat. Cum putea să se teamă de mine un om care era partenerul meu și care, cum bine ați spus, are un gabarit mult mai dublu, mare, dublu. La cântar, bun. Acum temerea poate fi... Nici emoțională sau psihologică nu era, pentru că... Temerea nu era față de noastră, era față de situația lui. Că temerea el era... juca dublu, avea acasă familia, aici avea o relație. Asta este și după aceea temerea că îi face plângere și că pleacă din Everest sau că pierde mondialul. Iată temeri. Dar țin de el, asta nu mai ține de noastră. Eu nu l-am amenințat cu nimic, nici cu lucrul ăsta, iar... temerile lui, conform spuselor proprii, erau că, îndrăgostindu-se prea tare, ar fi vrut să-și părăsească familia, după cum a spus, cu tine era un risc mare. De ce? Pentru că mi-a mărturisit că, nefiind prima abatere extramaritală în viața lui, de data asta exista o implicare. Acum, de și la asta... poate soția lui să rupă total de la, el și... De la asta, la denaturarea
situației astfel încât să prezinte o temere față de o femeie cu care avea o relație, da, și pe care a prezentat-o drept agresoare și hărțuitoare, este un pas care nu trebuia să existe. Totală. E o prăpastie totală. Temerile lui sunt una față de viața lui complicată. Și să spui că te tem de fapt de parteneră, că e agresoare sexuală sau nu știu. Acum, deci el n-a pronunțat niciodată cuvântul nimfomană, asta... Ba da, l-a pronunțat. El personal? L-a pronunțat în redacția Sport, l-a pronunțat față de multă lume și asta spuneam. Campania de grav, denigrare... Foarte grav, așa că pentru bărbați să facă lucrul ăsta. Asta este denigrare care poate fi penalizată printr-o plângere. Campania de denigrare a început-o el în interiorul instituției și în afara instituției, în același timp în care încerca să mă convingă să-mi retrag sesizarea, continuând relația. Continuând relația, asta mi se pare. La momentul la care mi-am dat seama de acest joc dublu, care mi s-a părut extrem de jos, am pus capăt oricărei comunicări cu el. Am comunicat cu el pentru că mă suna, plângea la telefon, spunea că se aruncă din turnul televiziunii, au fost și amenințări, mi-a spus tatăl nostru la telefon, într-un fel amenințător, am făcut eu atac de panică atunci, am anulat o filmare în ziua respectivă. Îl percepeați ca pe o amenințare la adresa felul în care spunea. Vieții noastre sau că el iau măsuri împotriva lui? Inițial, deci comunicarea cu el... Asta oricum, cu tatăl nostru, era o simțeză ca pe amenințare? Era, la momentul la care mi-a spus mie tatăl nostru, era ca o sentință, dar discuția... Cine să fie victima noastră sau el? Eu. Discuția, pentru că venea pe fondul amenințărilor, sunt, nu știu cu cine te pui, sunt nepot de legionari. Recita tatăl nostru la telefon. Există un joc foarte toxic. Tatăl nostru care este în ceruri. Da, al comunicării cu o persoană manipulatoare care te trece prin toate stările, în sensul că întâi este vorba de un șantaj emoțional, că se aruncă el, că dispare. El mi-a spus chestia asta cu dispar de un milion de ori. Deci era un cuvânt cheie la el, dispar. Dispar sau s-a terminat. Ce însemna s-a terminat? S-a terminat cu noi, s-a terminat relația, s-a terminat cu tine, cu cariera ta. De altfel, șantajul care a fost motivul celei de-a treia plângeri penale pe care i-am făcut-o a fost unul foarte explicit, făcut chiar la nivel de avocat. În data de 18 noiembrie, dacă până astăzi la ora 3 doamna Vlădescu nu-și retrage sesizarea către conducere și la momentul acela o singură plângere penală exista, noi mergem în presă cu tot. Cu ce? A întrebat avocata mea. Cu mesaje, cu, vreau să lămuresc chestiunea mesajelor pentru că nu am adresat-o până acum și mi se reproșează în ideea că ar fi o dovadă a așa zisei hărțuiri și este total fals. Și cu alte lucruri scormonite în trecutul meu. De ce? La o relație anterioară. Asta mi se pare o mizerie să contrapui un caz. O să explic și lucrul ăsta, pentru că aici este o... Nu cred că face obiectul. Aș vrea să lămuresc ca să nu se considere că nu am vorbit despre acest subiect, pentru că am fost acuzată că tăcerea mea, care încă o dată a fost lucrul corect în timpul cercetării disciplinare și am ales calea corectă de a mă adresa angajatorului meu și a mă adresa organelor de urmărire penală, dar nu aș vrea să se cimenteze niște lucruri false pentru că nu am vorbit din pudoare, din discreție despre ele. Pentru că este, cum spuneam, un stigmat foarte greu acela de a fi acuzat pentru niște chestiuni absurde, în fond. Adică această presupusă nimfomanie sau hărțuirea sexuală sunt niște lucruri poate chiar rizibile, dar când ți se întâmplă ție, nu-ți vine să râzi de nimic de genul ăsta. Da, nici știi cum să răspunzi la ele, fie vorba între noi. Da, și este o stupoare, adică, aceea de a... Adică ți se pare o bujicie, că... te aperi de o bujicie, cum te aperi? Da, este... Vă spun, mie mi se pare, din partea unui bărbat, atât de jositor să recurgi la astea, fie vorba între noi, în plus nu se folosesc lucruri din intimitate. Dar, repet, nu știu, îl trebuie pe o laia năzvădată, mă, nu știu, explică și mie, cum te poate agresa pe tine sexual? De fapt, el a și spus... Tu care ai forță triplă și gabarit dublu, da, poți să agresezi sexual o femeie. Până la urmă și în fața comisiei a recunoscut relația pe care a mai recunoscut-o și în alte părți. De ce el multă vreme n-a recunoscut relația? N-am avut nicio relație intimă.
Dintr-o fugă, cred, și dintr-o lașitate și din încercarea de a muta accentul de la violență pe o negare totală. El n-a recunoscut nimic, deși a fost pus în fața evidenței. A recunoscut în fața comisiei până la urmă relația, a povestit anumite lucruri. Dar după ce a mințit, mai întâi. După ce a mințit și după ce a explicat de ce a mințit. În continuare. Și la violență, și la agresiuni, și la bătaie, și la existența relației, a mințit. După aceea toate s-au dovedit că au fost pe dos de cum a spus el. El, de exemplu, a explicat, dom'le, l-a întrebat cineva, de ce ai mințit în prima etapă? Nu știu, asta e o întrebare bună pe care ar trebui să și-o pună el în primul poate rând. Poate va răspunde în emisiunea de asta ce, de ce a mințit dacă el? Dacă e bărbat, vine de la ce, emisiune și de, vorbește. De ce n-a avut în primul rând demnitatea asumării propriei persoane? Eu nu cred în conceptul de vină, cred în conceptul de responsabilitate. Vina este un lucru care nu aduce o soluție sau ceva productiv, pe când responsabilitatea presupune să-ți asumi cine ești și ce faci și să încerci să găsești o soluție. Dacă și-ar fi asumat această responsabilitate a faptelor lui, până și față de mine, și față de instituție, și față de situație, și față de familia lui, lucrurile ar fi fost cu totul altfel. Șantajul... Mi se pare că a fost incorrect în raport cu toți. Și cu TVR, și cu dumneavoastră, și cu familie, și cu tot. Sunt și cu colegii acord, pe care îi mințea, și cu opinia publică pe care o mințea. De altfel, în mărturisirile pe care mi le-a făcut după sesizare, spune clar că a mințit televiziunea, îl citez, așa face cineva când vrea să scape, minte și spune orice, sau... Asta e într-un mesaj de-al lui, da, am aflat eu. Și, da, mai spune, când între doi oameni sunt tensiuni, crezi că se spune tot adevărul, spune că a mințit televiziunea, că a mințit și-a mințit colegii și că acum ce să facă. La oricare moment ar fi existat pare, o altă cale. Mi se pare o faptă iarăși foarte urâtă, aceea că el livrează, de exemplu, Gazetei Sportul la un moment dat, unde își duce povestea lui nefericită, livrează. Așa bănuiesc, el a livrat. Știu că da, gazeta, da, am să și dovezi pentru acest lucru și asta el, este temeiul celei de-a doua plângeri penale. Încă o dată spun. Folosește, eu v-am rugat pentru asta să-mi dați din dosar, n-ați vrut niciodată să-mi dați nimic, invocând penalul, nu știu ce, justiție. Nu, în primul și în primul rând, pentru că sunt niște lucruri care trebuie să-și urmeze un curs firesc și legal. Întâi TVR și după aceea și, instanța. Dar, și, da, și apoi mai este și chestiunea exhibării publice. Spuneam de șantaj pentru că m-ați întrebat de ce a mințit și de ce minte. Un alt răspuns, din păcate, este acela al dorinței lui de răzbunare, pe care chiar și avocatul lui a invocat-o și anume... Dar el a exprimat dorința de răzbunare? Da, și v-am spus, chiar și prin avocat, în discuția cu avocata mea, în ideea că el a pierdut tot, asta era înainte de scoaterea lui de pe listele din Qatar, și acum trebuie să-și piardă și ea cariera. Deci el nu pierduse mai nimic până atunci, nici Qatar, nici Mondialul. Fusese probabil, adică se punea problema că nu mai merge la Mondial. Okay. Acest șantaj a avut loc în zilele de 17 și 18 noiembrie. El a urmat să plece în Qatar, avea bilet pentru 19 noiembrie și șantajul a fost de aia până astăzi la ora 3, în speranța că va mai prinde avionul către Qatar. Însă, de altfel mi-a și spus de după sesizare să-i dau Qatarul din buzunar, ca și cum eu aș fi avut vreun cuvânt de spus sau aș fi avut ceva de a face cu chestiunea asta. Dăm Qatarul înapoi. Da, e un fel de... E trist pentru mine să povestesc lucrurile astea, pentru că... Eu spuneam că mi se pare că în ce a publicat Gazeta Sportului, nu critic Gazeta Sportului, eu critic ieșirea lui din gazetă sau, mă rog, felul în care a dat drumul la cele frânturi de dialoguri din, nu știu, pe WhatsApp, pe da, SMS, problema în care el din 7 replici alternative alegea două care îi conveneau. Scoase din context, părea că dumneavoastră insistați, domnule, da. Dar pe de altă parte, dacă vezi tot dialogul, vezi că el este cel care încearcă să împingă relația înainte, să vadă cum și apare și șantajul și pe acolo și amenințările. Nu numai asta, dar problema mesajelor cu care el a ieșit în presă, având dovada clară că el s-a dus către publicația respectivă și a, prin avocat și a încercat să creeze acest scandal sexual
E chiar o... El a încercat să pună presiune pe Comisia NTV? Nu numai, pe toată lumea. Pe mine, pe conducerea televiziunii, pe comisie, pe opinia publică. Vreau să n-ați de acea multă vreme. De ce ați tăcut? De ce nu ați contrapus la ce scutea el în presă? Nu ați venit noastră cu adevărul? Din aceste motive pe care vi le-am spus. În primul rând, pentru că nu am vrut să afectez în niciun fel cercetarea disciplinară. Apoi nu am vrut să afectez cercetarea penală, apoi pentru că este o faptă ilegală și pentru că nu îți rezolvi o situație nici de serviciu, nici personală, ducându-te în presă și mai ales ducându-te în presă cu minciuni. El nu avea niciun interes legitim de a merge în presă, iar presa nu avea niciun interes public de a... da mai departe niște susținere ale lui pentru care nu avea dovezi, niște susțineri mincinoase. Pe de altă parte, presa în general dă și o parte și dă și alta, face trafic, face audiență și... Motivul pentru care eu mă aflu aici acum, pentru a lămuri aceste chestiuni, este și un interes legitim pe care îl invoc și l-am invocat și în fața angajatorului meu atunci când am trimis dovezi, și anume acela de a expune faptele lui penale, inclusiv fapta de inducere în eroare a organelor de cercetare penală prin aceste susțineri mincinoase, cum că n-ar fi existat o relație, cum că nu m-ar fi lovit sau agresat, tot ce s-a întâmplat, toate aceste minciuni care au căpătat o turnură absolut halucinantă, apoi interesul legitim de a repara imaginea și imaginea profesională care a fost afectată extrem de grav. Sunt un om care a muncit mulți, foarte mulți ani într-un domeniu și în jurnalism cultural care este protejat, să spunem, de această parte a cancanului și a tabloidelor, în care nu mi-aș fi imaginat niciodată că poate exista o poveste care mă privește și care este creată din neant. Chestiunea mesajelor este în felul următor. În mesajele respective care au fost prezentate trunchiat și care au apărut în presă, într-un fel, de fapt, nu mesajele în sine sunt problema, ci contextul care s-a creat în jurul lor și susținerile false despre ele. Sunt și felul care au fost totuși tăiate și mesajele sunt din 29 septembrie, un moment înainte de ziua lui de naștere pe 1 octombrie, când el cerea anumite dovezi și anumite condiții pe care eu să îi le îndeplinesc, astfel încât să dovedesc atașamentul meu față de el, faptul că el merită să continue relația, pentru că în momentul în care eu mă retrăsesem, îl rănisem foarte tare și el nu mai era singur. După spusele proprii, își dăduse un restart sau un reset și acum trebuia să se reașeze paradigma. La momentul respectiv insista foarte mult, de exemplu a insistat să-i trimit poze de o anumită factură, poze erotice, lucru pe care nu l-am făcut niciodată. Și dorea mereu dovezi ale acestui atașament al meu și fizic față de el. În acest context și în contextul unor discuții intime cu el, există astfel de conversații, există conversații în ambele sensuri. Eu nu m-am gândit niciodată să... Mi se pare mizerabil să scoți din intimitate anumite... Cred că în plan penal, cred că nici nu este legal. Cred că este faptă penală să scoți, pentru că nu-i numai ce spui tu, ce spune și altcineva. Sunt private, nu ai voie să dai publicului. Dar este asta. Dacă erau amenințări că pui o bombă undeva, da, e justificat. Păi, de-aia am spus, nu e niciun interes intime, public. Asta e intime și scoase în contrești cu tare, adică să mă provoci să discutăm într-un anumit palier, dar mai este intim ceva. Și tu după aceea le scoți publicului, mi se pare o mârșevie. Da, este o încercare de portretizare a mea drept hărțuitoare sau agresoare, o încercare sordidă și care a fost repede preluată de presă, pentru că în presă acest subiect al sexului bate orice și nici nu mai contează că vorbim audiență. De violență totuși. Adică, pune cuvântul în ghilimele, scandal sexual la TVR. Da, și asta... este o chestiune atât de urâtă și atât de neașteptată, încât pe undeva faptul că eu nu am ripostat imediat a fost și o stupoare la această situație în care te vezi aruncat și pe de altă parte e un
un fel de conflict interior. E vorba de un om care mi-a fost apropiat. Nu este dacă te agresează cineva pe stradă, un necunoscut, da, ai o reacție imediată de respingere, te duci la poliție imediat. Pe când dacă te agresează și victimele violenței domestice, și aici este un caz de violență domestică, pentru că vorbim de o relație. E violență în interiorul unei relații, da. Da, o relație între doi parteneri. La momentul mesajelor respective, relația era în curs, relația a existat în toate formele ei, și înainte de momentul mesajelor și după momentul mesajelor. Deci în acest context, mai ales că mesajele acelea reprezintă un episod singular, în acel context să te prezinți hărțuit, pur și simplu putea să blocheze orice comunicare. Eu n-am văzut că el să ajungă la spital, nu știu, cu vânătăi, cu lovituri la ochi, cu lovituri cu mâna umflată, etc., cu gâtul, nu știu cum, în pioneze. N-am văzut să ajungă la spital. Dumneavoastră ați ajuns. Nu numai asta. El a pretins că ar fi fost în legitimă apărare. Dar ce i-ați făcut? Nu i-am făcut absolut nimic. Nu i-am făcut absolut nimic și raportul comisiei pe care l-am văzut spune clar că din toate înregistrările, probele, audierile, nu există nimic care să spună că el ar fi fost în legitimă apărare. De altfel, în filmările din clădirea în care a avut loc strangularea, se vede clar că nu l-am atins. El este, cum spuneam, în șarjă, se întoarce și mă agresează pe o poziție de forță. Dar ce îi spuneați? Că el mergea repede înainte și dumneavoastră după el ciup-ciup. Nu îi spuneam în niciun caz amenințare. Nu, dar îi spuneați, domnule, să... Ce-l rugam eu în timpul acestei agresiuni? Care era dialogul atunci? Dialogul există o doamnă martor care apare și în filmare și care a intrat în clădirea respectivă imediat după momentul agresiunii și care ne-a auzit vorbind. Filmarea nu este și cu sunet. Și a urcat scările și a plecat. Eu uitasem de acest episod și doamna respectivă a dat o declarație prin care a spus că dialogul între noi la momentul acela, eu îi spuneam lui, mai da cu capul de pereți și aici și în birou și mai strâns de gâși, ce se întâmplă, de ce faci lucrurile astea, mă raportam și la ce se întâmplase mai devreme în birou. La momentul strangulării, dialogul era, te rog frumos, calmează-te, hai să vorbim. El a avut un moment în intervalul acesta lung în care au fost discuțiile și loviturile, agresiunea din birou, după aceea montaj, după aceea în curte, am stat pe banca din curte, într-o încercare de calmare am crezut la un moment dat că s-a calmat. De fapt nu se calma, ci își pregătea o izbucnire. Se încărca. Eu eram absolut disperată că face scandal. Deja se adunase lume în curte, eu nici nu m-am uitat în spate, mi-era groază să mă uit să văd ce se întâmplă. Sunt oameni care au trecut pe lângă mine la momentul respectiv și mi-au spus ulterior, am trecut și te-am salutat, nu i-am văzut. Este o tensiune enormă, atât ești așa de pompat de adrenalină, de la stresul situației și de la lovituri, pentru că încasasem foarte multe, nici nu le mai simțeam. Simțeam la un moment dat, îmi curgea o secreție din ochiul drept, că s-a spus de foarte mulți oameni într-o exprimare care mă lasă perplexă. Păi dacă te-a bătut așa de rău, trebuia să fii moartă, sau nu te-a bătut cât să te bage în spital. Violența depinde și de rezistența la violență, depinde și de organismul respectiv. Când primești o palmă, locul nu se inflamează sau se înroșește imediat. Este un timp de evoluție și de evoluția traumatismelor. Medicul legist de la IML mi-a și spus, dacă veneați mai devreme, nici nu am fi putut constata tot ce era pe corpul dumneavoastră. M-a dezbrăcat din cap până în picioare ca să se vadă și pe picioare. Aveam hematoame pe spate, pe picioare, pe gambe, pe care nu le observasem. Eu mă dusesem acasă. Am mai văzut ceva că mi se părut destul de grav și nerezolvat cumva. Am văzut că în urma articolelor din Gazeta Sporturilor, în special, la coada articolelor erau multe mesaje din partea unor indivizi, nu le spun cetățeni. Da, comentarii nemoderate care nemoderate, sunt... Unele erau amenințătoare, erau jignitoare, erau urâte, erau jegoase de-a dreptul unele dintre ele. Ce ți-aș face, cu tare, da, necutare, este regretabil, cuvinte de nereprodus. Din păcate, gazeta a greșit aici, trebuia să le șteargă, să le modereze, să le scoate pe alea amenințătoare și pe alea extrem de jignitoare și neadevărate. Ați avut
o urmare neplăcută, da, la povestea am și asta? Acum, deci și s-au întâmplat episoade în viață în care niște indivizi să vă judece sau să vă amenințe Mi s-a întâmplat acum, înainte nu mi s-a întâmplat niciodată și sper să nu mi se mai întâmple. Sunt sute de persoane care, pe lângă faptul că în online și-au exprimat tot ce le-a trecut prin minte la adresa mea, și mi se pare regretabil că, trăind într-o societate atât de disfuncțională și de rea, în care oamenii își ventilează niște frustrări și de fapt își confirmă niște bias-uri care îi setează pe vecie într-un anumit format. Ei cunosc anumite lucruri și vor să aibă mereu confirmarea lor, și pe lângă acest apetit nesănătos pentru scandal și pentru mizerie. Deci toți acești oameni au vărsat în online și în comentariile de care spuneați o ură inimaginabilă. A fost față de o persoană pe care nu o cunoșteau. Nu numai că nu o cunoșteau, dar în primul rând față de o femeie și față de un jurnalist și față de o femeie agresată. S-au spus atâtea minciuni, s-au denaturat lucrurile în asemenea hal, s-au construit niște chestiuni ireale. Sunt nenumărate profiluri false, sunt oameni care sunt apropiați lui. Am documentat toate aceste chestiuni și o să le pun în vedere parchetului, pentru că nu este admisibil ca de la adăpostul unui ecran, chiar dacă fiecare om este ușor de depistat la 3 clicuri distanță, să ieși cu atâta ură și să propagi niște minciuni și o manifestare, pentru că este vorba de instigare la ură, ceea ce nu înțelege presa. E că are responsabilitatea față de viața unui om, față de viața personală, față de viața profesională. Mi-a fost frică în spațiul public foarte mult timp și de el și amenințările lui, dar sunt sute de bărbați care mi-au scris sau îmi scriu zilnic în urma acestor minciuni care au fost spuse în presă, cu diverse propuneri. Le-aș considera hilare pe unele, dar mi se pare atât de grav fenomenul. Obscene, de toate felurile. Adică în ideea că ce s-a spus și ceea ce, încă o dată spun, a plecat de la el. Nu este o întâmplare și nu este doar presa. El este motorul acestui scandal pe care l-a construit în mod intenționat, din răzbunare, din dorința de a muta accentul pe ceva. Scuzați-mă că vă spun, dacă cineva vine și te prezintă ca personaj, domne, este nimfomană și agresoare sexuală, zice, a, da, lasă că, uite, ți-ai găsit pe ghiță. Da, ține de anumite patologii. Dar, da, în societate sunt mulți psihopați. Dacă le dai ocazia să manifeste, și nu trebuie să le dai ocazia, și nu trebuie să-i lași să facă acum, asta, că, scuzați-mă, unii psihopați trec la acțiune. Doamne ferește, se întâmplă, dar mă uitam la profesoara aia din școală. Da, ea discutau ce s-o omor pe profesoară, zice. Să uita, ăla verifica, ia să văd. Dacă îmi recunosc fapta, câți ani pot să-mi dea? Da, dacă o omor, este extrem de grav și îngrozitor. Mai mult decât îngrozitor și este pentru o femeie, este extrem de greu de dus. De asta spuneam, o femeie care nu are resurse fizice, în primul rând, să treacă prin chestia asta. Mie mi-a fost extrem de greu în foarte multe momente și am avut momente în care am zis până aici, pentru că este mult prea mult. Dar mă gândesc, totuși, dacă povestea mea poate să-i dea unei femei speranța că dacă vorbește și spune povestea și spune anumite lucruri, clarifică niște adevăruri, are o șansă, în primul rând, de a simți că face lucrul corect față de ea însăși, atunci nu pot să spun că a meritat. Este o experiență pe care nu o doresc nimeni și pe care nu mi-am imaginat-o niciodată în viața mea și nu mi-aș mai dori-o în vecii vecilor, dar măcar există o posibilitate ca societatea, breasla, să tragă un semnal de alarmă. M-a lăsat perplexă lipsa de solidaritate la un moment dat a breslei și răutatea femeilor. A fost, acum eu trebuie să vă mărturisesc, nu ne cunoșteam înainte de scandalul ăsta, de problema asta. Cu Olaianu ne cunoșteam de 25 de ani de pe stadioane. Dar a spus, putea să fie și frate meu. Când un cetățean, un individ, recurge la asemenea violențe, la asemenea tertipuri, la asemenea mojicii, repet, poți să fie și fratele meu sau cel mai bun prieten, nu știu, am făcut armata împreună sau am dormit în cămin în aceeași cameră,
și a mâncat cu aceeași lingură, eu spun că în momentul ăla devine inamicul meu. Nu spun că nu o să-l dușmănesc nici pe ăla, nici pe altcineva, dar spun că nu pot să-l iert. De aceea am simțit nevoia, eu ca ziarist, să vă iau apărarea, pentru că, dincolo de faptul că sunteți o ziaristă agresată, sunteți o femeie agresată. Ori noi, ca societate, dacă nu suntem extraordinar de fermi și de duri cu cazurile de agresiune fizică, dar până la un punct și verbală. Și psihică și emoțională. Psihică, poate fi un stres, poate fi un șantaj emoțional care te termine. Dacă, așa. O și femeie, de exemplu, care stă cu un agresor în casă și zice, lasă că te omor la noapte, mai zic unii, stai gâtul la noapte, de mâna mea mori. Păi femeia, să zicem că nu-i face nimic fizic, da? Dar psihic, femeia e terminată. Să știți că și el... Ea noaptea are coșmarul, că vine ăla și dă cu toporul în cap. Da, și el are în limbajul curent frecvent expresii de genul te bat, te îndoi, te rup. Ceea ce vorbești îți determină gândirea și îți determină acțiunea și nu ne dăm seama de lucrul ăsta și poate asta este o altă tară a societății. La un moment dat pasul se face, nici nu dai seama că s-a făcut pasul de la vorbă la faptă. Acum, revenind la chestiunea asta care este foarte importantă, a hărțuirii și a mesajelor, n-am considerat necesar și și acum mi se pare ridicol să spun nu sunt infomană sau nu sunt hărțuitoare, dar îmi dau seama că neadresând chestiunea asta direct, se poate cimenta o opinie publică în ideea că nu te aperi pentru că o discreție sau o pudoare sau a nu vorbi despre lucruri pe care le consider evidente, de exemplu violența pentru mine este atât de evidentă încât nu am considerat necesar că trebuie să explic punct cu punct absolut tot ce s-a întâmplat. Dar o spun acum foarte clar. Comisia a constatat treaba asta. Nu numai comisia. Dar acum instanțele și cercetarea penală. Aici, sigur că pentru la ea sunt niște riscuri majore, pentru că violența poate avea și aceste urmări penale, dar aveți puterea să duceți la capăt toate aceste procese pentru care mine, vor urma. Pentru că mine, e vorba de avocați, e vorba de timp. Ce s-a întâmplat după agresiune este la fel de grav și sub anumite aspecte poate mai grav decât agresiunea în sine. Agresiunea în sine este de nescuzat, violența este de nescuzat, dar este o chestiune, să zicem, corpul se vindecă. Trauma emoțională, trauma psihică sunt mai greu de vindecat. Ce a urmat însă este un lucru halucinant pentru că este o campanie de denigrare și de fake news care îți poate distruge viața și care este menită să-ți distrugă viața. Încă o dată spun, într-o lipsă de responsabilitate a Breslei, pe care nu mi-o pot imagina, adică e totuși o presă care are 30 de ani de vechime, 33 de ani de vechime, e o presă liberă, da? Liber în ideea de a îți verifica sursele în primul rând și liberă de a... una și responsabilă e alta. Și de a nu... Păi, libertatea asta presupune responsabilitatea și asumarea responsabilității. Deci spun acum, și o să o mai spun de câte ori este nevoie, pentru că înțeleg că este nevoie. Nu sunt hărțuitoare, nu sunt infomană, nu sunt agresoare, nu l-am hărțuit pe acest om sub nicio formă, nici sexual, nici altfel. A fost o relație consimțită, inițiată de el într-un mod extrem de insistent, pe care a prezentat-o drept o poveste de iubire și pentru asta am intrat în relație cu el. Nici de cum pentru o aventură sau pentru orice alte considerente fizice. S-a folosit, având de la mine informații obținute în cadrul unor discuții cu un om care mi era apropiat, despre fostul meu partener, despre o situație de viață foarte delicată pentru mine și foarte gravă cu un fost partener cu care voiam să întemeiem o familie și cu care am făcut fertilizări in vitro și avem embrioni făcuți împreună în dorința cea mare de a avea un copil. Nu i-am spus acestui domn nimic concret, dar știa că există un litigiu și o situație dificilă din punct de vedere juridic cu un fost partener, lucru pe care l-a speculat intens la momentul sesizării mele, în sensul că avocații lui au forat în trecutul meu și au scos la iveală niște lucruri pe care le-au denaturat
cu rea credință totală, pentru a-mi construi un portret negativ, vă spun imediat, de hărțuitoare sau, în accepțiunea acestui ultim domn, de hărțuitoare sexuală, ceea ce este hilar în ideea că el are antecedente pe un astfel de comportament sexual agresiv față de multe persoane și în sensul de relații extraconjugale. Numai eu nu cunoșteam lucrul ăsta, neștiindu-l și fiind venită în instituție de curând. Ca atare, chestiunea acelui ordin de protecție care a fost o eroare judiciară remediată. Și s-a remediat. S-a întâmplat în felul următor. A fost o eroare judiciară remediată imediat. Sentința Tribunalului București spune clar că critică în primul rând instanța de fond, primul judecător, spunând clar că a tratat cu superficial această chestiune și situația în ansamblul ei. În al doilea rând spune că fostul meu partener este abuzator și că eu am fost supusă la violențe fizice și psihice. De altfel, presa avea această sentință, dar a pedalat masiv în ideea de a construi acest proces și acest portret la insistențele domnului în cauză, pedalat pe prima parte, denaturând lucrurile. Nu există nicio legătură cauzală între cele două. Poate singura legătură, dar nu cauzală, este pattern-ul meu în materie de acești doi bărbați din viața mea, două relații toxice și două relații abuzive, în care, din păcate, eu am fost victima. În presă, bineînțeles, cu prezentarea tendențioasă a avocaților lui, spuneau de decizia instanței, primei instanțe, nu spuneau de a doua, care e decisivă și care e definitivă. Asta decizia primei instanțe, v-am spus, a fost o eroare judiciară. Nu, dar mi se pare, când ai la dispoziție două decizii, printre cea mai importantă și singura în vigoare, e ultima. Era un proces în curs și ordinul de protecție nu a fost. Adică, Oricum, nu fusese, să explic lucrul acesta ca să fie lucrurile clare. Nu fusese cerut pentru o hărțuire și nici de cum cu conotație sexuală. Da. Fusese cerut pentru că fostul meu partener se eschiva de la o discuție pe care o propusesem prin mediator, prin avocat, prin demersuri fugea legale. De discuție. O discuție și asumarea unei responsabilități față de viața creată intenționat și și acest lucru și rezultatul ei, pentru că s-a spus că eu aș fi insistat pentru banii pe care mi-i datora. Da, mi-i datora și mi-i datorează în continuare, dar nu banii erau miza acolo, ci o viață și un copil și un lucru pentru care orice om are o responsabilitate. Închei imediat cu chestiunea asta. Această alăturare forțată este cu atât mai denigratoare pentru că scopul ei este de a arăta că eu aș fi o hărțuitoare, ca și cum orice s-ar fi întâmplat în trecutul meu ar fi o scuză pentru faptele agresorului meu. Nu, în niciun caz, și lucrurile nu au stat aici astfel. Avocații lucrează, iar fostul meu partener se eschiva, neasumându-și responsabilitatea pentru această situație, în ideea că dacă ar fi obținut acest ordin de protecție, ar fi închis subiectul pentru că urma să deschidă un proces civil, fiind în acest litigiu mare, cu o miză extrem de importantă, care nu are nicio legătură cu domnul din televiziune. Bun. Fost din televiziune. Aș vrea acum, mai avem aproape jumătate de oră de discuție și aș vrea să vorbim cu o doamnă profesoară, doamna profesoară Mihaela Miroiu, politolog, dânsa este o persoană care foarte prezentă în spațiul public, cu lor de poziție foarte, cum se spune, echilibrate și responsabile în multe situații, inclusiv în a pune la punct violența, în a pune o barieră violenței și în special violenței împotriva. Și o doamnă pe care eu o admir foarte mult și mă bucur foarte tare că ni se alătură. Bună seara, doamna Miroiu! Bună seara amândurora și telespectatorilor! Ați urmărit cumva discuția noastră până acum? Am urmărit toată discuția. Și cum mi se pare cazul ăsta și ce concluzia strage dumneavoastră?
Să spun întâi care e prima mea reacție. În primul rând, vă sunt foarte recunoscători amândurora. Nadinei Vlădescu pentru că și-a adunat o tărie colosală să poată să facă toată această înregistrare. I-a fost extrem de greu. Dumneavoastră pentru că țineți la adevăr complet și în același timp sunteți un om care nu pactizează niciun fel, niciun considerent cu un caz de patologie de abuz până la urmă. Și, într-un fel, sunt recunoscătoare și televiziunii române pentru că a reacționat corect în cazul acesta. De și ce eu zic că părere. Sunt Și eu sunt de da. Aceeași părere că a tratat corect. De, tradiția spunea că instituții, chiar televiziunea română, are un trecut nu prea să spunem, remarcabil din punct de vedere, dar în ultima vreme, cazurile pe care le-a avut, le-a tratat foarte corect și foarte curajos, pentru că de regulă punea Batista pe țambal, băga capul nisip ca struțul. Ei, pe cazurile astea s-a comportat, a mers până la capăt, ceea ce este remarcabil. Spun pentru că până la urmă, întotdeauna, în toată istoria, toate oameni care au făcut lucruri foarte rele, unii lucruri abominabile, care și-au rănit fundamental semenii, când au altul, emoțional, fizic și tot moral, mai ales, problema este cum reacționează instituțiile și dacă ai și instituțiile numite lege, etc., care să te apere în astfel de situații. Și, cum să vă spun, mie așa îmi pare că, pe de-o parte, acest domn este un caz de manual de masculinitate toxică. Deci există o masculinitate bună care se manifestă prin accentul mai pregnant statistic al bărbaților spre competiție, spre chiar competiție de fair play în cazul acesta. Un devotament accentuat față de muncă, dorința de a excela, faptul că se simt mândri să fie câștigătorii pâinii. Astea sunt părțile frumoase, să zic, ale masculinității. Există însă părți toxice. Cocoșismul pozitiv, să spunem. Nu e un cocoșism. E, să zic așa, o pregătire pe rolurile de gen, care are o istorie foarte lungă în spate. O parte din chestiunea asta a dus la performanțe colosale, la capodopere, la descoperiri, la... deci dorința asta de a fi number one, a jucat un rol foarte pozitiv. Există însă partea cealaltă. În cel mai grav caz, partea cealaltă care este masculinitatea agresivă, dominatoare, egemonică, care își trage seva și dorința de a exista din faptul de a-i umili și distruge pe ceilalți, într-un fel sau altul. Și din folosirea forței brute. Da, are ca apogeu comportamentul de război, deciziile prin care, în loc să rezolvi un conflict pe cale pașnică, tu provoci un război. Uite, de exemplu, acest Putin este un prototip de masculinitate toxică. Acolo mi-a fugit și mie gândul acum. Nu oricine își permite, dacă suferă de acest sindrom nenorocit și agresiv, nu oricine își permite să trimită oastea să omoare oameni ca să fie satisfăcut că se războiește cu cineva. Scuzați-mă o secundă. Da. Chiar făceam comparația. Oare America nu are puterea să ocupe Jamaica sau Bahamas sau nu știu ce Antile pe acolo prin Caraibi? Oare nu are puterea militară? Dar iată că n-a făcut-o niciodată. Nu a făcut-o. Adică este mascul alfa și America. E masculul cel mai alfa America, dar e un mascul responsabil. America rămâne o democrație și orice fel de democrație își respectă coordonatele fundamentale umaniste. Și în politica internă și în politica externă. Asta nu înseamnă că ele nu sunt sistematic subminate. Pot să fie subminate chiar și de unii dintre președinți. Pot să fie subminate de senat. Cazul Trump. Da, deci există nenumărate cazuri care se pot manifesta patologic într-o democrație. Din fericire, în multe dintre cazurile astea, au existat anticorpi. Și în democrație există anticorpi. Ei bine, în mod normal, și instituțiile, inclusiv televiziunile,
școlile și ce vrei, trebuie să fie tot instituții democratice. În momentul în care suntem colegi, tu ești parteneră, colaboratoare, etc. Intrăm într-o relație consensuală, să zicem, dincolo de toată povestea asta, la fel de egali parteneri. În momentul în care tu împingi relația până la faptul de a vrea să mă umilești, să mă desconsideri, să mă strivești, este extract total, e forma toxică de masculinitate, care se numește clasic misoginism. Adică misoginism în sine înseamnă disprețul și ura față de femei. Mai mult Misogine pot dispre, să cred că fie mai și mult femeile. disprețul, în cazul de față, mai mult disprețul. Ei, Și desconsiderare. în faza a doua și ura. Asta e ură deja. Da, Deci, și o pe simt asta. scurt, plecăm de la dispreț și desconsiderare. Tu ești femeie, eu te doresc, poate că la un moment dat am o, să zic, o aprindere de călcâie de așa natură încât chiar cred că sunt îndrăgostit de tine, poate să și fiu. Numai că ego-ul meu se alimentează din a umili, din a fi mascul alfa, din a îți arăta eu cine sunt eu, pentru că eu sunt sexul tare și tu ești sexul slab. Să nu uităm că aceste asocieri în ce se cheamă rolurile de gen sunt foarte puternice. Un mascul toxic este un mascul care vrea să demonstreze tot timpul că el e sexul tare și dur. Față de cine? Față de sexul slab, căruia îi Și fără apreciază frumusețea, care îl atrage, dacă are fără de apărare. dar care poți să o ai la mână așa ca pe o jucărie cu care să faci tu ce vrei. E Se întâmpla bine, asta în Evul Mediu sau în antichitate dar nu e chiar așa. așa. Uite, să vă spun așa cinstit, că mă gândeam, într-un fel, deși cazul este cumplit, deși sunt într-o apreciere incredibilă față de Nadine Vlădescu, că a avut tăria să și-l prezinte și să-l prezinte calm, elegant, cultivat. Deci mi s-a părut minunat felul în care l-a prezentat și mi se pare un caz paradigmatic care va fi pe urmă folosit în discuțiile despre astfel de cazuistică, pentru că a avut tăria să și-l prezinte foarte competent între altele. Dar fără să-i Și pronunțe s-a numele, documentat ați pentru observat că nu i-a pronunțat numele? Ui, da, foarte bine, că nu Agresorului. scopul ei în moment, scopul ei în acest moment nu are legătură directă cu persoana respectivă, are legătură cu demnitatea ei, care a fost călcată în ultimul hal în picioare și de acest cetățean, și de colegii lui de breaslă și de toți nenorociții și nenorocitele care au continuat escaladarea mizeriei ăstea când au făcut comentarii. În paranteză să vă spun ceva. Eu am scris multă vreme în presă, aveam și editoriale, de exemplu, la România Liberă. Le apreciam foarte mult, să Eram foarte știți. prezentă, Deși nu v-am dat eram niciun semn prezentă niciodată, de la în... distanță vă apreciam foarte mult pentru ce. Și Bun, vă ce voiam apreciez să vă pe spun e altceva. ce mai scrieți și mai departe pe Facebook, apreciez, e Bun. foarte interesant. Pe Facebook am un avantaj pe care nu-l aveam în presă. În presă, după articolele mele, care nu erau mai ales pe placul misoginilor, vreau să vă spun că reacțiile erau oribile. Eram sistematic înjurată, umilită, tratată în ultimul hal, etc. Asta se întâmplă și pe Facebook, dar acolo mai pot doca. Nu? Da. Ori în momentul în care presa scapă de sub control, deliberat sau din nepăsare, astfel de lucruri, un fenomen mizerabil din punct de vedere social escaladează. Și ați pomenit de Evul Mediu, da? Păi vreau să vă spun următoarea treabă, pentru că probabil și Nadine nu știe nici ea complet. Dar în realitate, în generația mea, în timpul comunismului, care nu era Evul Mediu, și care și proclama egalitatea dintre femei și bărbați, lucrurile stăteau așa. Dacă o femeie era violată, inclusiv în grup de către cineva, și se ducea la institutul medico-legal pentru că altfel oricum n-avea nicio șansă să dea curs unui proces, după aceasta, milițienii care făceau ancheta întrebau întâi vecinii dacă femeia respectivă este o femeie cu minte
și la locul ei și dacă au văzut-o cu alți bărbați, adică pe scurt. Și Cea dacă anchetată era ea. poartă fustă scurtă. Nu, deci cea anchetată până la urmă era ea. Ăsta e și motivul pentru care în foarte rare cazuri se făceau plângeri de genul acesta, pentru că urma o umilire incredibilă. Deci, în loc să ducă ancheta spre cine e ăla, ce trecut are, ce manifestări, așa, Nu, poate un se ducea la psihopat, victimă. Se se ducea la ducea spre victimă, victimă da? și o ancheta pe victimă. Asta e incredibilă. Altă chestiune. Deci, asta, când eu eram tânără, lucrurile astea erau legale. Mai departe, sexul în căsătorie era datorie conjugală. Deci, nu puteai să-ți acuzi soțul, de exemplu, sau soția, că te abuzează sau că te violează. Nu exista așa ceva, nu exista Dacă ești concept. Deci dacă ești căsătorită, n-ai voie să acuzi viol din partea Nu, soțului. nimic, nimic. Violența domestică era absolut tolerată, cu excepția cazului în care ți se deteriora capacitatea de muncă. Adică, pe scurt, eu puteam fi bătută măr, dacă nu îmi rupea nimeni mâinile să pot lucra sau picioarele să mă duc la servici, chestiunea nu conta. Adică noi trebuie să ne gândim că avem o istorie în legătură cu sancționarea legală a acestor comportamente care imorale au fost tot timpul. Dar pentru că oamenii sunt înclinați să facă praf orice idee de etică, atunci intervine legea, că dacă oamenii ar avea bun simț, legea n-ar avea ce să caute. Deci noi trebuie să ne gândim că istoria trecerii noastre la faptul de a considera că astfel de comportamente sunt ilegale, este foarte scurtă. Respectiv, eu țin minte că în 1999 organizația din care făceam parte a solicitat introducerea unor prevederi împotriva hărțuirii sexuale. Parlamentarii, când au citit chestiunea asta, au început să tropăie din picioare și să spună că astea vor să ne castreze, da? Dacă lucrurile s-au întâmplat mai târziu, respectiv în 2003, cu legea împotriva violenței domestice, care însemna inclusiv prevederi legate de hărțuire, și pe urmă legea egalității de șanse și principiul constituțional al egalității de șanse, ei bine, lucrurile acestea s-au întâmplat, sigur că am făcut și noi presiuni, dar s-au întâmplat pentru că erau obligații ale acquis-ului comunitar. Motivul pentru care n-au venit din interior cererile de genul acesta este motivul că în România Nadina Blădescu este o hiperraritate. În țările în care s-a creat o astfel de legislație, și-au luat inima în dinți multe Nadine și-au mărturisit ce li se întâmplă în relațiile socotite private. Pentru că așa zic, sunt probleme private. Problema privată e până nu mă agresez, până nu mă bați, până nu mă violez, până nu-mi faci un rău evident. Major. Adică, pe scurt, de exemplu, ce a făcut domnul? A dat două palme, mare lucru. Da. De exemplu, în America. Era, să zic așa, un tabu fundamental. Statul nu se amestecă în problemele interne ale familiei. Adică el se oprește la ușa casei. Bine, se oprește. Deci înăuntru casei se poate întâmpla orice. Problema este că de aici a apărut problema. Se opresc drepturile omului la ușa casei? Adică eu încetez să fiu individ în momentul în care mi-am închis ușa la casă sau ușa relației mele private, ușa unei deci, relații intime. Deci mă poate bate ăla toată noaptea că exact. E acasă. Doamna Miroiu, vreau să vă amintesc totuși că au fost și pe alte paliere, pe alte dimensiuni. În America, totuși, până în anii 60, erau discriminați cei de culoare. Adică, știți, în autobuz n-aveau voie să așeze. Da. Au trebuit să ridice din rândurile lor, dar și din rândul albilor, că și albii au avut Normal. Oameni care s-au solidarizat cu afroamericanii și a trebuit o luptă civică importantă și politică pentru a termina cu această segregare. Iar la noi, apropo de asta, că acquis-ul comunitar și că Europa ne obligă să facem niște pași înainte spre civilizație. Vă dau să o nu faptă, mai rupem mâinile oamenilor. Lucruri pe care noi, dacă aveam o clasă politică responsabilă,
trebuie să le facem noi pentru că trebuie făcute, sau civilizarea unei țări, așa cum trebuie să pui asfalt în loc de noroi, așa cum trebuie, nu știu, să... Eu vă dau un exemplu care pare mărunt, dar ca să vedeți care e mentalitatea în țara asta și cât de greu se schimbă lucrurile. Lucruri mai simple, nu atât de grave cât asta, domnule, și mai complicate. Stai, domnule, nevasta nu mai poți să mai bată bărbatul, pe copil la școală nu mai poți pune la calul bălan, adică să... Ei, vă dau un exemplu așa banal. Câtă ofuscare a fost în anumite instituții ale statului român, de la ministere și până la metrou și până la, să spunem, până la primării de comună, când a venit Europa și a zis, măi, oameni buni, voi intrați în Europa, dar printre obligații la punctul ț, aveți și obligația ca la instituțiile publice să faceți rampe de ala pe care se poate urca un căruț cu rotile. Da. Și ai noștri au zis, vine Europa să ne învețe, noi care avem instituția asta de curtare, dar ce-i cu mizeria asta? Chiar în halul ăsta am ajuns să pe lângă scară să mai fac și o rampă. Vă dați seama că oamenii cu căruțul, până să-i oblige să facă lift la metro, nu puteau intra în metro. La școli, copiii cu dizabilități nu puteau merge la școală, alții nu mergeau la spital. Deci erau secții de oameni de ortopedie cu picioarele rupte în căruțe și trebuia să meargă la ortopedie, dar n-avea asta, planul ăsta înclinat, cum se spune, rampa. Trebuia să vină 2-3 bărbați dragoni, să ia căruciorul pe sus cu pacientul. Era o mizerie. Și nu ne-a trecut prin cap ca instituții ale statului român să rezolvăm lucrurile astea, să ne gândim și la acele minorități care au o problemă. A trebuit să vină Europa, să ne oblige, domne, Europa. Deci cam asta e reacția, doamna Miroiu. Da, eu știu asta. Problema e următoarea. În momentul în care vrei să faci parte dintr-o categorie de state numite democrații, exact ca, hai să dau o analogie. Mie mi se pare că democrația și tehnologia au ceva fundamental în comun. Respectiv, e momentul în care eu am telefon mobil. De o anumită generație, nu vorbesc de ultimul tip. Nu mai folosesc telefonul cu manivelă prin centralistă. Pentru că vorbiți. Timpurile sunt altele. Adică nu mai fac gestica pe care o făceam la primele relații cu telefonul, că și eu l-am prins așa când eram copil. Îl folosesc telefonul de ultimă generație tehnologică. Democrația și ea întotdeauna, dacă are timp și nu vin războaie sau alte porcării, înaintează în ceea ce privește drepturile oamenilor și drepturile minorităților despre care, de exemplu, corect ați vorbit dumneavoastră. Noi am prins din urmă democrația după ce am avut jumătate de secol de dictatură, că și dictatura carlistă, tot dictatură era. Și Antonescian în timp de război și Antonescian tot dictatură? Că, da. Păi da, tot, adică carlistă zic pentru că de acolo a început de fapt dictatura până la capătul comunismului. Așa e, da. În această situație noi aveam cel puțin un retard de 50 de ani din a ne orienta pe drepturile cetățenilor și majoritar și minoritar și în definitiv fiecare dintre noi aparține și puneți anii 90, care au fost ani foarte tulburi. Confuzi. Deci în anii 90 noi eram un fel de no man's land din punctul de vedere al direcției. Nu? Da. Și atunci, sigur că au existat, au început să se formeze și la noi ONG-uri pentru drepturile omului, drepturile femeilor și așa mai departe. Din păcate, toți am fost priviți cu suspiciune ca unelte ale vestului, sorosiști și așa mai departe, cunoașteți refrenul. Orice încercam noi să determinăm politicienii să facă în perioada aceea, ei nu făceau, dar există două excepții pentru care le port recunoștință. Anume, e vorba de legea concediului parental și de ordonanța pentru combaterea discriminării, care nu au depins de acquis-ul comunitar. Astea s-au făcut pentru că politicienii au acceptat lucrurile astea. De fapt, și legea pentru combaterea violenței domestice și legea egalității de șanse puteau fi trecute mai târziu, adică mai spre 2006, au fost trecute mai devreme, tot pentru că a existat un lobby serios din partea noastră ca ele să fie adoptate. Adică, pe scurt,
Ce trebuie să înțelegem noi clar e că nu există drepturi necondiționate, când garantate, adică le avem și ele așa sunt pentru totdeauna. Trebuie să fim recunoscători că înaintea noastră au existat oameni care au deschis calea asta ca să fim apărați în drepturile noastre. Trebuie să mulțumim pentru fiecare Nadină Vlădescu din lumea asta care și-a riscat reputația, și-a riscat, dacă vrei, starea de cât de cât echilibru emoțional pe care cu greu l-a recăpătat. Și pentru fiecare cartianu care te-a luat în serios și care a făcut din asta un caz public pe care l-a tratat cu toată luciditatea, foarte bine documentat, încercând să restabilească adevărul, inclusiv adevărul victimei, pentru că asta e foarte important. De obicei, victimele n-au drept. Ele sunt victime. Înseamnă că a fost slabă. Că mulțumim frumos. Doamna Vlădescu vrea să spună ceva, vă rog. Mulțumesc tare mult, doamna Miroiu. Să știți cum avem două minute și ieșim. Apropo de ce spuneați, există un termen în legislația americană care mi-a fost oferit de o colegă jurnalistă și care cred sumarizează toată discuția. Se numește indiferență depravată. Apropo și de masculinitatea toxică și de autoritate, pentru că un astfel de bărbat este autoritatea și asta este nenegociabil. Indiferența depravată înseamnă să nu ai... Să nu-ți pese absolut deloc, să nu ai niciun fel de respect față de viața sau de sentimentele sau de situația altcuiva. Cred că tot ce s-a întâmplat și înainte de momentul agresiunii și la momentul agresiunii și după, partea până la sesizare, partea de după, partea de denigrare masivă și de fake news stă sub acest semn. Și dacă se extinde la nivel de societate, spunea doamna Miroiu că au trecut atâția ani de la telefonul cu manivelă, cred că tehnologia este șansa noastră de a recupera lucrurile mai repede, dar în materie de mentalități sau de simțiri va dura triplu. Dar la slavă Domnului că sunt multe cazuri, de exemplu, cu violențe împotriva elevilor la școală, violențe extreme chiar, i-a rupt un ureche aproape, amenințări, vorbe urâte, teroare asupra copiilor, asta nu poate rămâneau cu totul și cu totul necunoscute și vinovații nepedepsiți dacă nu apărea telefonul mobil cu care un copil de clasa 7-a filmează de sub bancă și toată țara se uripilează. Asta spuneam. Și cadrul didactic este dat afară. Dar altfel nu avea nicio șansă. Dacă că nu ai credea. Dovezi, dacă ești o victimă sau o femeie bătută sau violată. Da. Și nu numai asta. Este important să poți vorbi, dar să o poți face într-un mediu slavă în care Domnului că ești multe televiziuni și multe site-uri. Că dacă era o televiziune, poate cea nu interesează cazul și totul se bloca acolo, da? Mă gândesc că soluția pentru o astfel de situație stă în percepția și a Breslei și percepția publică, care se pornească de la anumite lucruri, de la educație în primul rând, de la bunul simț, de la spiritul critic. La bună credință. Aia, nu mai vorbesc, dar toate lucrurile astea reprezintă... Dorința de adevăr, adică domnule, pur și simplu, vrei să scoți adevărul în față? Final să nu fie că adevărul adevăr. Egal, e congruent cu cuvântul nu jurnalist. Nu mai de adevăr, dar de, un anumit când... respect față de viață în primul rând și față de consecințele unei abordări extrem de superficiale și care merge către ură. De tot ce am simțit eu, acest val de linșaj mediatic, am văzut este o caz ură. Undeva cu 30 de ani de femeie care a fost violată aruncată la marginea drumului și mulți bărbați râdeau de ea. Da, râdeau de ea. Da. M-ați înțeles? Da, undeva cu 35 sinistru. De ani. A fost caz, a fost cu dosar penal după aia cu de-asta. Dar eu eram 40 de ani. Eram copil. Și când am și eu eram șocat, nu știam cum să apuc treaba asta de unde. Și femeia era bajocorită de alți bărbați, ce au și pe asta, ce au făcut ăia. Cum să spun, mi se par, ăia mi se par să le pun cătușe pe loc, să fie. Da. Eu cred că sunt și legea cineva acolo. Care nu are simțul dreptății nu are ce căuta în presă. În presă, dacă că și în societate, și în societate trebuie să fii marginal dacă n-ai simțul dreptății. Și empatie, și, în primul cred rând. Cred că e și lege care te obligă că dacă vezi o infracțiune, să absolut, să da, încerci da, dacă, da. Să încerci dacă în măsura posibilităților tale să eviți agresiunea, să intervii, nu poți, dacă stai și te uiți când cineva agresează pe altcineva,
poți fi vinovat pe legea actuală română, da, poți să fii dacă, inculpat. Dacă nu, nu, da, când spui, puteai interveni, proporțional, așa, adică nu era unul care te bătea. Ce spuneam, indiferența depravată care se manifestă și în felul ăsta, indiferența da. Față de societate și de ceilalți din jurul tău. Eu expresez grozavă asta, indiferența depravată, să o ține minte pe asta, iar pe Nadine Vlădescu, cred că ați câștigat o mișcare dumneavoastră, să întăriți mișcarea asta, pentru că autoritatea din România, autoritatea publică, are nevoie de o anumită presiune permanentă să nu stea indiferentă la asemenea cazuri. Eu îi mulțumesc încă o dată și categoric sper ca în timp să devină o lideră în zonă. Cu adevărat. Nu mi-am dorit lucrul acesta, dar dacă încă o dată spun... Trebuie să-l faci, Nadine. Între altele, eu am scris o carte care se numește Cu mintea mea de femeie și care este cu mărturisiri personale de tipul ăsta, cu situațiile mele în care a trebuit să iau scutire de sport pentru că mă pipăia profesorul, pentru tentativa de viol pe care am avut-o la sfârșitul anului întâi din partea unui profesor și așa mai departe. Este foarte greu, le-am ținut avut curajul să, mine. Ați avut curajul în primul să recunoașteți lucrurile astea, să nu le ascundeți. Eu aș spune că... Târziu, domnul Cardianu, foarte târziu. Târziu, da, când mai vine cum așa maturitatea. Eu despre, cu Nadine Vlădescu aș vrea să facem emisiuni despre excelentele ei interviuri pe care le face pe zona culturii. Am fost nevoit să facem pe partea asta, o să facem și din celelalte. Lucrurile se așează, nu-i problemă. Ați făcut un interviu cu o interlocutoare foarte culturală. Da, și a fost nevoie să vorbească de alte lucruri. Deci, uite, a făcut un act de cultură dintr-un interviu pe temă sinistră. Eu vă mulțumesc amândurora. Și eu vă mulțumesc. Cald de mulțumit, doamna Miroi. Eu mulțumesc frumos pentru curajul de a veni aici. O seară bună să aveți cu toții. Dumneavoastră, dragi prieteni, vă mulțumesc. A fost o emisiune mai grea decât altele, să știți. Pentru că emisiunea aia pe care o simți cumva așa că te apasă, n-ai vrea să greșești, nici să spui un cuvânt nepotrivit, pentru că nu e cu politicieni, cu de-asta, cu am spus ăla, zice ălalt, ordonța 13 și în juce pensii speciale. E o chestiune de umanitate până la urmă. Și de câte ori umanitatea este în pericol și este agresată, noi trebuie să intervenim. Mulțumesc tare mult, să aveți seară bună, la revedere!